Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod podcastul La Cap, în acelea studio Tele7 ABC din cartierul Militar. Tocmai m-am întors de la Cluj, așa că vom vorbi cu o clujancă, dar vreau să-mi păstrez tradiția, așa că o voi lăsa pe ea să se prezinte. Salut, Emil! Salutare! Poți să spun orice despre mine? Da. Okay. Ce crezi că te reprezintă? Ce cred că mă reprezintă? Păi, eu sunt Bianca Tămaș, sunt ardeleancă, sunt din Huiedin deloc, locuiesc în Cluj de 12 ani, colecționez apusuri, sunt PR de meserie și scriitoare de suflet și îmi scriu teza de doctorat despre influencerii de pe Instagram. Bun, și ai fost până nu acum mult timp jurnalist, corect? Până acum 3 ani, da. Până acum 3 ani, da. Bun. Cu ce ar trebui să începem? Hai să... Mie mi-a plăcut partea aia colecționare de apusuri. Ok. Poți să ne detaliezi? Da. În 2011, cred, am trecut eu printr-o perioadă mai... nu foarte fericită a vieții mele. Și atunci am citit, mă rog, am recitit Micul Prinț. Eu am citit-o prima dată când eram prin clasa a 6-a și nu mi-a plăcut deloc. Mi s-a părut că nu e o poveste, nici măcar pentru copii. Mi s-a părut așa prostească, dar apoi când am recitit-o și aveam 18-19 ani, am văzut-o complet diferit. Și este acolo o scenă în Micul Prinț, în care spune că într-o zi Micul Prinț a fost atât de trist încât a privit apusul de soare de 43 de ori, mutându-și scaunelul câțiva pași, fiindcă planeta lui era foarte mică și atunci putea să vadă câte apusuri de soare dorea. Și așa am început cumva să colecționez în fiecare an 43 de apusuri, să am pe final de an. Între timp nu le-am mai numărat, că am devenit așa o persoană foarte veselă și nu mai sunt atât de tristă, dar în continuare colecționez apusurile de soare, le fac fotografii, am foldere pe ani cu ele și... Da, cu ce anume? Cu telefonul sau da, ai o cu cameră? Telefonul, nu, cu telefonul. Da, te poți considera fotograf sau pur și simplu eu... Nu, doar apusuri. Doar la apusuri fac poze. Și apusurile le faci în orice localitate sau la tine în Cluj, unde locuiești? Păi unde prind un apus și mi se pare mai deosebit, îl fotografiez. Acum am chiar ce, pe toate. Ce poate fi deosebit la un apus? Nu știu, trebuie și păi, poate să fie cu nuanțe de roz, poate să fie foarte puternic, poate să fie un apus înainte de furtună cu norii aceia negri și greoi care stau să își lase... să-și lase picăturile pe pământ și atunci sunt deja altfel. Adică mie mi se pare că apusul e diferit dacă e la munte sau la mare, că vezi cu muntele, cu marea sau... A, deci tu ții cont doar de peisaj, am înțeles, nu? Eu țin cont efectiv de apus. Adică dacă ești în același loc, vezi, nu știu, același loc, aceeași clădire, aceleași... Na, da. Nu știu, eu sunt mai insensibil și să știi că am rămas la stadiu de 6 ani, nu-mi place nici acum cu prinți. Ok, am înțeles. Și acum mi se pare o poveste inutilă și... Iar ceea ce spui tu subliniază exact ceea ce gândesc eu. De fapt, ea nu e poveste pentru copii. Și n-ar trebui să fie considerată niciodată așa ceva. Copilul nu înțelege. Ca poveste poți să înțelegi. Înțelege copilul ca poveste, că vine un omuleț din cer și pilotul de avion discută cu el și discută despre oi, despre planeta lui, despre floare pe care o iubește și așa mai departe. Așa ca poveste, da. Pentru adulți e dincolo de poveste. Bun, ne spui partea de scriitoare. Ai zis scriitoare de suflet? Da, scriitoare de suflet, da. Când ai început să scrii? Am început să scriu imediat ce am învățat să scriu. Nu le-am referat, dar mă rog. Am început chiar prin clasa întâi, după ce am învățat literele de mână, că literele de tipar le-am învățat eu înainte să încep școala. Am fost de mică pasionată de litere, de cuvinte. Mereu îi întrebam pe ai mei ce înseamnă aia, ce înseamnă aia altă și până la urmă s-au enervat ai mei pe mine și mi-au cumpărat un dicționar și mi l-au trântit așa și o zi de acum înainte te uiți, pe noi nu ne mai întreb ce înseamnă. Și am început atunci în clasa întâi, am scris într-un vocabular roz tot felul de
povestioare, basme, povești cu Scooby-Doo, îmi imaginam eu. Ai imaginat tine toate? Da, 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 imaginat-ne mine, da. Îmi pare rău că nu mai găsesc acel vocabular, dar am scris cumva așa în secret, pe ascuns și le-am oferit alor mei cadou de Crăciun acel vocabular roz. Și ai mei au fost foarte încântați și foarte entuziasmați, mai ales că nu știau că am asemenea preocupări. Și mulți ani s-au întrebat că oare pe cine moștenesc, de unde acest talent pentru scris, și ei au pus cumva pe seama faptului că ei au fost întotdeauna cititori înrăiți și mi-au citit și mie și mi-au insuflat și mie pasiunea pentru citit, dragostea pentru literatură, dar o să sar un pic așa în timp, lucrând la Anuță Dragă și povestind cu bunica și așa, mi-am dat seama că de fapt de la ea e, atâta că bunica nu scria, dar este o poveste povestitoare extraordinară. Bun, te consider povestitoare și înscriitoare, să înțeleg? Nu, bunica e povestitoare, eu sunt scriitoare, nu mi se pare că... Adică ai trecut la nivelul următor, nu? Da, nu mi se pare că eu povestesc la fel de bine pe cum scriu. Mi se pare că trebuie să ai un pic mai mult. Adică te descurci mai mult. De ceva. Da, mai multe chestii decât da, 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 mult mai bine mă descurc în scris. Bun, care a fost prima ta carte? Prima mea carte, Când cerul era pe sfârșit, se numește, am publicat-o când eram în clasa 12-a, am adunat ce scrisesem în... toți anii de liceu, am selectat ce mi s-a părut mai deci ok. Deci culegere și... de proză scurtă, să înțeleg? Poeme în proză sunt, de fapt. Poeme în proză, da. Ok. Că, tu ai Bere și Pantof cu Toc, ai citit Bere și Pantof cu Toc, nu? Nu. Ah, ok. Mi-ai trimis-o, dar nu... Ah, ok. Cam pe același stil și Bere și Pantof cu Toc. Scurte, și multe metafore. Bere și Pantof cu Toc a fost a doua. Da, Bere și Pantof cu Toc. Și când a apărut, erai în facultate, nu? Da, eram în facultate, cred că eram în anul 2, a apărut în 2014. Și se mai pot găsi undeva? Nu. Pe la anticariate mai apar câteodată, dar uite, Când cerul era pe sfârșit, a apărut acum vreo două săptămâni pe un anticariat și am primit notificare pe Google și repede am intrat și am cumpărat-o. Pentru că mai aveam un singur exemplar și să am mai multe. Dar te mândrești cu ele sau consideri că nu te mai reprezintă? Fac parte din mine, adică fac parte din mine cea de la 15-19 ani, fac parte din mine cea de la 21 pic de ani. Într-adevăr, nu aș mai scrie așa, nu mai e stilul meu, s-a dezvoltat, s-a schimbat, m-am orientat spre proză, că cumva eram așa... Între, da, și, dar toți sunt ale mele, nu mi-e rușine cu ele. Dacă cineva ar găsi cartea aia, și-ar scrie despre ea ceva de rău, te-ai supăra? Nu. Nu? Nu. Dar poate să o găsească, poate să scrie de rău, dar mi se pare că și-ar trebui să țină cont, că, adică scrie acolo de vârsta autoare și okay. Așa mai departe, știi? Da, da, da. Și nu. A treia a fost Anuță Dragă? Da, a treia a fost Anuță Dragă, da. Spune-ne 2017. 2017, pe aceea am citit-o, așa da. Că vreau să ne spui pe scurt și cum a venit ideea. Știu că bunica ta îți povestea și acea viață ei, de fapt, nu? Da, da, da. Bunica, eu și bunica aveam un ritual, ca să zic așa, de 2-3 ori pe an făceam lăști cu silvoiță. Sunt... niște paste cu majun de prune. Cred că așa e la voi, silvoița, majun de prune. Și cu nucă este la noi. Și făceam pastele de la zero. Făceam acele lăști de la zero și era un proces destul de lung. Stăteam câteva ore împreună și na, tot povesteam făcând aluatul, făcând lăștile. Și de fiecare dată îi ziceam, hai bunica, mai povestește-mi odată cum v-ați cunoscut tu și cu bunicul. Și îmi zicea povestea. Și la un moment dat, nu mai știu în ce an, a venit o prietenă de-a mea de la București la noi și am zis că hai să învățăm, ea foarte pasionată de gătit, am zis hai să învățăm să facă lăși cu silvoiță și ne-am apucat frumos de dimineață să lucrăm câteva ore și așa și i-am zis, hai bunică, povestește-ne acum amândurora cum v-ați cunoscut tu și cu bunicul. Și ne-a povestit și la final eram amândouă cu lacrimi în ochi și prietena mea, Ana, a zis, tu Bianca, dar de ce nu o scrii o carte? Că e păcat de povestea asta să nu o audă și alții. Eu zic că nu m-am gândit, dar e o idee foarte bună.
Și n-a început ca o carte, a început ca o proză scurtă. Am scris o proză scurtă cu care am participat la un concurs. Nu mai țin minte ce concurs, am câștigat ceva, nu mai țin minte ce. Și apoi s-a dezvoltat în acest mic roman pe care doresc să îl reeditez, mai ales că nu se mai găsește, Anuță dragă, să reeditez, dar nu vreau să schimb, neapărat vreau să mai adaug, vreau să mă axez mai mult pe povești și pe personaje, pentru că... Poate să-i faci sequel, nu știu. Da, nu, n-are sens. Nu, vreau să o reeditez tocmai ca să... Că eu am foarte multe personaje și destul de pestrițe care au relevanța lor în carte, dar vreau să mă axez un pic mai mult pe poveștile lor, să le scot mai mult în evidență. Pentru că, până la urmă, sunt personaje destul de frumoase, personaje autentice, personaje inspirate din realitate și e păcat să se piardă. Spui că nu se mai găsește. Înseamnă că s-a epuizat tot tirajul. Și cât era tirajul? Ne poți spune? Nu mai știu. Și am impresia că s-a făcut de două ori. Nu știu, eu n-am ținut cont niciodată de astea. Adică eu eram ok, mergeam la editură, poftim, ăsta e manuscrisul, de aici vă descurcați voi. Mai am eu câteva exemplare. Eu personal mai am, nu știu, cred că vreo 10-15 exemplare de care țin așa cu dinții și le mai fac cadou, dar doar persoanelor care... simt că ar aprecia cu adevărat povestea, că așa să dau cartea și doar să ajungă într-o bibliotecă și nu se atingă nimeni de ea, e cam trist. Dar uite, că Anuță dragă niciodată n-am găsit-o pe la anticariate. Ca să o găsești la anticariate, înseamnă că trebuie să renunțe cineva la ea. Exact. N-a renunțat nimeni la ea. Uite, spre exemplu, Moartea joacă poker, de două ori am găsit-o la anticariate. Deci... Aceea a patra carte. Da, aceea a patra. Bun, aia e ficțiune pură, nu? Nu, și acolo sunt povestiri inspirate din realitate. Sunt bucăți de povești, cumva puse împreună, pe care le-am auzit de-a lungul timpului și am continuat eu să mi le imaginez și să țes legătura între ele. Și... Să înțeleg că tot ce ai scris tu este legat de realitate, nu e nimic ficțiune 100%? N-am încercat niciodată să scriu ceva de la zero și până la urmă și dacă te așezi la masă și e ceva de la zero, să scrii ceva de la zero, până la urmă sunt de părere că tot din realitate te inspiri, tot din ce vezi, din ce auzi, din ce simți, de acolo îți iei bucățile necesare pentru a crea un întreg pe foaie. Și ne poți spune dacă te-ai îmbogățit de pe urmă cărții? E, da! Cine se îmbogățește în România de pe urma cărților? Nu știu, dar oamenii sunt curioși cât ai obținut. Adică, de exemplu, zici că s-a epuizat Anuță dragă de două ori. Uh-huh. Ai obținut ceva, nu știu, în decurs de 2 ani sau cât a durat? Nu știu, cât ai obținut pe drepturi de autor? Eu, de obicei, făceam cu... cu editura o înțelegere, nu primeam bani pe drepturi de autor, primeam cărți în schimbul acelor bani. Aveam cărțile mele și da, alea unele le mai vindeam, dar nu pot să spun că mai vindeam eu aici și acolo 2-3, mai vindea mama 10-15, vinde mult mai bine decât mine cărțile. Eu nu am de vânzări mai bun. Da. Deci așa nu pot să spun și oricum niciodată nu le-am vândut la prețuri exagerate, pentru că scopul meu n-a fost să fac bani din cărți. Acum mi-aș dori doar să stau să scriu și să fac bani din asta. Crezi că se poate în România? În România? Nu știu. Habar n-am. Poate sunt scriitori de care nu știu. Pe lângă Mircea Cărtărescu, el știu. Bun, dar dacă ai obține o rezidență de genul un an de zile, tu faci doar asta, doar să scrii. Câte cărți crezi că ai putea să scrii într-un an de zile? Într-un an de zile? Păi acum... Depinde de mulți, foarte mulți factori. Dacă îi să iau, nu știu, cărțile pe care le am eu în momentul ăsta în cap, să le iau să le scriu, probabil că ar ieși două. Dar nu cred că chiar complet. Adică tot ar trebui lăsate un pic să se așeze, să revin, să le reiau. Așa e procesul meu, nu am scris cartea și după aia gata, am dat-o. O las un pic să șadă, să dospească și după aia o reiau. Și de multe ori ajung să o reiau și să modific foarte mult. Păi bun, și cât durează să scrii de fapt o carte? De pildă asta, ultima, Pokerul. Moartea joacă poker am început să o scriu în 2011. Am publicat trei cărți, am scris trei cărți, am publicat trei cărți, timp în care am mai scris la ea
Și am reluat-o complet, cred că în 2019 și am finalizat-o în 2021. În contextul în care prin 2020 mi se pare că am visat ceva și o trebuie să modific toată cartea pe... Stai, cum adică ai visat ceva? Am visat. Moartea joacă poker. Nu avea ca personaj o moarte și un înger. Ele nu existau. Și am visat într-o noapte că eram în pat și am auzit voci din camera cealaltă, din bucătărie. Și m-am dus să văd ce se întâmplă. Cine e la mine în casă? Erai sigură în casă? Da, asta în vis. Și m-am dus și erau moartea și îngerul care stăteau la masă, jucau poker, beau whisky, moartea fuma, mi-au tras un scaun, au zis să mă așez, mi-au împărțit și mie un rând de cărți și am început să jucăm poker și moartea mi-a zis că ea vrea să fie personaj în cartea mea și că vrea să-i poarte numele. Și eu m-am conformat. Dacă... Ai câștigat partidă poker? Cine, eu? Da. Asta nu mai știu, că după aia cumva s-a pierdut așa visul, știi? Cu, nu știu, ca și cum vezi la un film, că vezi un cadru de aproape și după aceea se tot îndepărtează. Știi că cumva... eu sunt omul ăla care atunci când aud o chestie de asta întreabă cine a câștigat. Vă știre cu nu știu care profesoară care a jucat fondul clasei la păcănele. Și eu am întrebat, da, a câștigat sau a pierdut? Și ai aflat? Ce că ia fiul pe toți. Ah, ok. Păi dar care-i vine că n-ai venit specială? Da, exact, nu-i vina, e corect. Așa zic și eu, zic, important e, nu că ai jucat poker cu moartea, dacă ai câștigat sau ai pierdut. Păi eu cred că am câștigat, că mie îmi place ce a ieșit cartea, adică. Da, bun, dar să înțeleg că ești o persoană superstițioasă, crezi nu doar în vise, ci și în alte semne și... Nu neapărat că pot spune că eu cred în vise sau cred în alte superstiții, dar fost o idee bună. Adică până am fost tot ideea mea, atâta că s-a întâmplat să o visez, nu s-o am în timp ce eram trează. De exemplu, altul, după un astfel de vis, nu și-aș fi modificat cartea, nu? Tu ai modificat. Da, pentru că mi s-a părut o idee foarte bună. Dacă n-ar fost o idee bună, n-aș fi modificat-o. Dar personajele, moartea și îngerul erau atât de faine și atât de fain. Cartea înainte erau poveștile, erau personajele principale și mai erau încă două personaje care cumva păreau forțate acolo, băgate cu forțe acolo, nu prea erau așa în legătură cu restul personajelor și așa cumva moartea și îngerul au devenit ca un fel de liant între toate personajele, toate poveștile și așa am avut și un pretext bun să spun acele povestioare scurte cu personajele acelea care nu aveau relevanță la acțiunea mare, dar care sunt savuroase și sunt drăguțe și te bucură sau te întristează sau te fac să râzi și personaje pe care le poți găsi oriunde, nu știu, într-o bodegă sau... pe stradă sau în locuri care aparent banale, locuri aparent banale. În ce an a apărut moartea? 2021. Da. Și este cea mai recentă cartea. Da, cea mai recentă, da. Și ai spus că mai lucrezi la una? Da, am început să lucrez la una, dar... Nu ne poți spune nimic despre ea, nu? Pot să vă spun că nu-i niciun secret, tot așa de la o proză scurtă. Am participat cu o proză scurtă la o antologie. Cea de la Tritonic? Da. Cum se cheamă povestea ta de acolo? Cred că cine a supărat-o pe doamna M de la 2. Așa, cred că așa se numește. Și în timp ce scriam, nu m-am gândit nicio clipă să fie un roman sau ceva. Am scris-o și pe măsură ce scriam, eu am fost foarte corectă, că mi-au cerut să mă încadrez într-un anumit număr de cuvinte. Eu m-am încadrat în numărul ăla de cuvinte și simțeam că ar fi mai mult, că ar putea să fie mai mult, mult mai mult. Și după aia m-am simțit așa puțin fraierită că proza mea a fost cea mai scurtă, că am fost singura care s-a încadrat în... Fac o paranteză, sunt mai multe antologii, Noir de Brașov, Noir de Cluj, Noir de București și nu mai știu, cred că sunt vreo 5 în total. Cred că este și de Timișoara. Și de Timișoara, și aia gastronomică.
Da, și acela e unde, cea unde a participat Bianca, se cheamă Noir de Cluj. Da. Și au pus mai mulți scriitori, inclusiv clujeni și non-clujeni, doar ideea era ca acțiunea să petreacă da, în Cluj. Da, da. Și unde se petrece? Mănășturi, parcă. În Mănășturi, da, acolo, pe Mehedinți, unde ai stat și tu când ai fost. Da, a stat 2 ani pe Mehedinți. Și mi-a zis un taximetrist, că m-a dus acolo, a zis că dacă Biogi Mafia ai fost din Cluj, n-ar fi scris despre Pantelimon, ci despre Mehedinți. Da. Și eu m-am simțit atât de bine și am spus te-am mințit. Eu în București locuiesc în Pantelimon și a zis, păi n-ai unde să stai în altă parte în Cluj decât pe Mehedinți. Da, corect. Dar te-am mințit puțin. De ce? Da. Care e Pantelimonul Clujului atunci? Acum, dacă îi să o luăm pe ideea asta de oameni, pe șmecheraș, pe așa, pe ideea asta, da, ar fi Mănășturul, dar nu exclusiv Mehedinți. Adică nu. A, nu, Mănășturul. A, Mănășturul, ok, da. Ok, atunci da, sunt de acord. Dar ideea este că în acea seară, în fața blocului unde stăteam, au oprit 5 taxiuri. Okay. La 12 noaptea sau 12 jumate și a crezut, a întrebat, este vreo petrecere aici? Am zis eu, dacă nu sunt invitat. Și eu chiar mă ofticam că din mașinile alea gândește-te că celelalte 4 taxiuri, din fiecare au ieșit 4 persoane. Deci au ieșit 16 persoane și eu am vorbit, e sigur, de taxiul meu. Adică, da. Să vedea că eram de dar film, adică... Da. Bun, tu erai, când ai scris aceste ultime două cărți, erai ziaristă. Da. Bun. Nu, când am publicat Martea joacă poker, deja lucram în PR. Da. Deja lucrai în PR. Da. Ok. Ziaristă de când ești? Din liceu, de când scria la revista școlii. Am început facultatea în 2012 și în jurnalismul și în 2013 deja făceam practică, făceam la Făclia de Cluj și acolo mi-au apărut primele articole. Deci pot să zic că de pe atunci. Și ai scris cam la toată presa clujeană. E, da, cam că sunt multe. Am fost la câteva publicații, da. La mai multe. Și ai scris inclusiv și încă scrii pe partea culturală? Da, pe partea culturală încă scriu. Scriu și la Clujul Cultural, cu care am o colaborare din anul 2016. Și mai scriu la câteva reviste. Mai o revistă, cum se cheamă, Dissolve? Dissolve Magazine, da. Acolo mai colaborez. Foarte drăguți oamenii de la Dissolve, că mă primesc la ei în casă câteodată să public câte un articol. De obicei sunt articole care nu se pretează neapărat pentru Clujul Cultural, că nu-i local. Și... Deci pe Clujul Cultural n-ai putea să schidesc un spectacol din București sau din Timișoara? Nu ar fi, n-ar avea relevanță pentru public. Adică se poate. Nu văd de ce nu s-ar putea, că pui articolul pe site, nu ajunge la oamenii pe care îi interesează din teatrul respectiv sau așa, dar pe publicul clujan, care sunt șansele? Sunt mai mici să ajungă la spectacolul acela la București sau la spectacolul acela la Timișoara. Ceea ce n-ai și logic. Dacă e ziarul local, scrii despre chestiuni locale. Bun. Cât ai fost jurnalistă? 10 ani sau mai mult? Cred că 8. 8 ani? Da. Ți-a plăcut? Da, foarte mult. Eu am iubit presa extraordinar de mult. Mai mult presa ca idee generală, presa ca câinele de pază al democrației, presa care poate să facă bine, presa care scoate la iveală ce nu este în regulă. Și apoi nu mi-a mai plăcut. De ce? Ne poți explica? A fost un moment cheie în care tu ai simțit că trebuie să ieși din presă? Da, când am simțit că oarecum băteam pasul pe loc, unul la mână și doi la mână, erau puțin bani. Era tot mai greu, Clujul tot mai scump, tot mai greu să trăiești din banii aceia. Mai aveam proiectele pe lângă, scriam texte pentru tot felul de oameni, pentru tot felul de companii și așa, și asta mai îmi întregea venitul, dar ce era foarte obositor pentru mine era partea de politică și partea de alegeri și campanie și așa mai departe, când cam toată presa lua bani de la partide, ceea ce nu e neapărat de judecat, pentru că
Nu dau pe nimeni din presă bani afară. Și atunci... Te-a ferit Dumnezeu, nu mai ești jurnalist în 2024, un an cu 5 alegeri, deci ok. Da, e ok. Nu știu nimic, nu știu ce se întâmplă. Numai am renunțat, după ce am ieșit din presă, am și renunțat să citesc presa foarte rar. Dacă mai îmi trimite cineva câte un articol, mai citesc, dar și citesc ce mă interesează pe mine pentru partea de PR. Dar știri din astea de toată ziua nu mai citesc. Problema era doar că era vorba de presă locală, adică tu bătăi pasul pe loc în presa locală sau e problema generalizată în toată presa? Asta n-am de unde să știu, nu știu cum e în alte părți, nu știu cum e la nivel național, dar eu așa simțeam că... Dar ai încercat să te duci, eventual să vii în București? Nu. Să... Nu? Nu, n-am vrut să plec, n-am vrut să plec din Cluj. Și acum vrei să pleci din Cluj? Câteodată da, câteodată nu. Mi se pare că e Clujul a devenit foarte sufocant, foarte scump și... Dacă simți asta, nu veni în București, cred. A, nu, dar nici nu aveam de gând, nu, asta prea... nu, prea, e prea mare pentru mine București. Deci asta n-ar fi neapărat problema, dar nu e ca și cum ar fi mai puțin sufocant decât în Cluj. M-aș orienta, sincer, spre o localitate mai mică sau chiar dorința mea e să mă mut la țară și să cresc capre și să sap în grădină. Și să mă duc după aceea în piață cu... cu brânză de capră să vând în piață. Și pentru că două picători să fii PR-ul unui brand mare. Și... Da. Și să mai scriu câte o carte și ce frumoasă ar fi viața. Dar putem să visăm și vedem încotro ne duce. Nu exclud să se întâmple asta, să ajung într-un moment al vieții mele acolo. Dar până atunci viața se întâmplă, eu mă duc după cum se întâmplă ea. Crezi că ți-a fost utilă presa, scris în presă pentru scrierea de cărți? De cărți, da. Și de că am crezut că mă întreb pentru PR, dar da. Și pentru... Ajungem imediat și PR, dar momentan zic de scrierea de cărți. Da, m-a ajutat pentru că eu am învățat în presă să văd un subiect din diferite perspective. Și asta ajută foarte mult și când scrii literatură. De asemenea, în presă am luat foarte multe interviuri, am făcut foarte multe portrete și asta m-a ajutat foarte bine, foarte mult să cunosc oamenii, să-i văd, să îmi fie mai ușor să-i descriu, să-i caracterizez, să acumulez informații, să văd personaje diferite, persoane diferite. Și asta, da, s-a reflectat inevitabil și în scris. Și am învățat și să fiu mai obiectivă, să fiu obiectivă față de ceea ce scriu, obiectivă față de poveste, față de personaje. Bun, facultatea te-a ajutat în vreun fel? În București este o mare discuție despre utilitatea / inutilitatea facultății de jurnalism. Și principalul defect al acestei facultăți este că foarte mulți jurnaliști nu au facultatea asta. Ceea ce înseamnă că dacă poți ajunge jurnalist și fără facultate de jurnalism, ea devine cumva inutilă. Diploma în sine devine inutilă. E foarte bună ca o bază, e foarte bună să înveți noțiunile de bază și cel puțin la noi la Cluj, facultatea de jurnalism îți oferă ocazia să înveți și practic. La noi era împărțit, aveam cursuri care se țineau cu toți studenții, aveam seminarii, care erau două grupe împărțite și aveam ateliere unde eram câte 8 sau 10. Atelierele erau practice. Am avut atelier de televiziune, atelier de radio, atelier de presă scrisă, atelier de comunicare verbală și non-verbală, tot felul. Și atunci putea să lucreze cu fiecare în parte. Și de asemenea puteai să faci practică și în cadrul facultății. Era studio de radio foarte bine dotat, era radioul facultății sau cred că chiar a universității. Era studio de TV, era studio de foto, deci chiar puteai să iei aparat foto, cameră, video, să mergi, să-ți faci proiectele, să așa. Deci aveai acolo la dispoziție totul, ceea ce e un mare plus. Dar... eu consider că, într-adevăr, ce am învățat, am învățat fiind pe teren, fiind în presă. Când am făcut practică la Făclia, m-au ținut, nu mai știu, 2 sau 3 săptămâni, m-au ținut doar pe corectură. Pentru că eu n-am ce să mă apuc să scriu până nu învăț să văd greșelile. Și atunci stăteam și corectam articolele jurnaliștilor cu experiență care publicau în ziar. Încă mai există corectori? Știu că era o discuție. Nu, eu n-am prins niciodată să fie corectori. Păi atunci tu erai corectoare doar pentru că venisei din
De pe bănci facultății? Da, da, da. Dar am fost 2-3 săptămâni. După ce am mers pe teren. Am înțeles. Și mi-a prins bine. Adică a fost ok. Era frustrant atunci când mă plictiseam. Adică mă tot pui pe mine să corectez. Dar mi-a prins bine. Bun. Și trecerea la PR a fost naturală sau ți-a fost greu? Nu. A fost naturală. Mai ales că am luat-o și așa cumva treptat. Când ai trecut? În ce an? 2021. Deci imediat după pandemie, cumva. Da, da, imediat după pandemie. Atunci am avut șansa să fiu angajată la o agenție din Cluj. Când m-au angajat, mi-au spus clar că mă vor pentru că mă pricep la scris și pentru că am lucrat în presă. Că e foarte bine să ai bază de jurnalist în PR. Că și cunoști jurnaliștii și știi cum să îi abordezi, știi cum să abordezi și subiectele, adică am avut situații, spre exemplu, în care, nu știu, vindeam un subiect la presă și îmi ziceau, nu știu, 5 publicații, dacă ar fi de interes subiectul, de acum să-l apuce, să nu știu ce, și le dădeam perspectivă diferită la fiecare în parte. Deci... asta a ajutat jurnalismul. Bun. Și ai spus că ești și doctorandă în jurnalism sau în comunicare? În comunicare. Bun. Da. Cu ce crezi că te va ajuta această teză de doctorat? În mod efectiv, adică o agenție va angaja mai degrabă pe Bianca Tămaș, care are doctoratul în comunicare? Habar n-am. Sincer. De ce te-ai scris? Habar n-am. Nu știu. M-am înscris la presiunea publicului. Care public? Părinții mei, apropiații, că vai, că potențialul tău, că tu poți, că tu știi, că așa, că pe dincolo și am zis, bine, tăceți, lăsați-mă în pace, că fac doctoratul. Doar tăceți, că nu mă mai suport. Ca și eu am terminat masterul în 2017 și am început doctoratul în 2020. Deci a fost și o pauză de 3 ani de zile. Acolo a fost. 3 ani de zile mi-au pus capac toată lumea care cum mă vedeau, cei care insistau, care cum mă vedeau. Și te înscrii la doctorat și faci doctoratul. Așa, pe mine ca persoană m-a ajutat și să fiu mai organizată, că până la urmă e nevoie de anumită organizare ca să scriu o lucrare de doctorat, pentru că iei informații din sute de surse. M-a ajutat să-mi reamintesc engleza, pentru că scriind despre influencer marketing nu sunt exagerat de multe studii în limba română și atunci a trebuit să le iau în limba engleză. Să le citesc așa, m-a ajutat foarte mult să acumulez experiență în domeniul ăsta. Chiar am ajuns să lucrez, acum lucrez pe partea de influencer marketing. Când te-ai scris asta, tu efectiv nu lucrai în PR. Nu. Deci a fost un fel de ai prevestit, nu? Eu oricum îmi doream să ajung în PR și am fost la multe interviuri și am fost refuzată, dar... nu neapărat că am prevestit, am vrut să fac altceva, n-am vrut să fac tot pe jurnalist, lucram în presă și n-am vrut să stau să și studiez pe parte de presă, am făcut masterul în PR și publicitate, mi-a plăcut partea aceasta și voiam să fac ceva pe social media, că tot era despre social media. Și când i-am scris profesoarei mele de doctorat, i-am scris că bună ziua, uitați, aș dori dacă mai aveți locuri să mă primiți și pe mine. Ea a fost încântată, a zis că uite, hai să facem ceva studiu despre, nu mai știu, mi-a propus ceva comparație între advertorial și articolul de presă, ceva de genul și am zis că dacă nu vă supărați, aș vrea să merg în zona de social media și așa, că de aceea am și vrut să-mi fac doctoratul cu Delia Balaban, pentru că era pe zona asta. Și când am zis de social media, am zis, perfect, atunci hai să vorbim despre influencer, hai să vorbim despre autenticitatea influencerilor. Am zis, perfect. Și chiar îmi place subiectul. Deci, și omul ăsta s-a susținut cât de curând? Sper. Mai am puțin de lucru la el și sper anul viitor să îl susțin, să terminăm această etapă. Bun, ne-am zis, iartă-mă că te-am întrerupt, le-am zis prietenilor mei că dacă mă mai aud, că vreau să mă mai apuc de vreo școală sau vreun curs sau ceva, să mă ia, să mă lege și să mă bată. Că nu mai vreau să fac școală, mi-a ajuns. Eu nu sunt de acord cu îndemnurile la bătaie, deci nu curajez pe nimeni să te bată, dar trebuie să te întreb care este definiția ta a influencerului. Definiția mea a influencerului? Dacă tot studiezi asta, am fost obișnuit din facultate, când am un termen, știi să-l definesc.
Păi hai să zic, eu nu vreau să-ți răspund la întrebarea asta. Nu vrei să răspund la întrebarea asta? Nu. Dar atunci ne poți spune dacă tu te consideri influencer? Nu. Nu mă consider influencer. Mă consider pur și simplu o persoană care cunoaște mulți oameni, dar eu îi cunosc pe ei, nu neapărat ei mă cunosc pe mine. Adică, care e diferența? Cum care e diferența? Eu știu foarte mulți oameni, aia nu înseamnă că toți mă știu pe mine. Nu? Nu știu, înseamnă că sunt persoane publice, nu? Tu le-ai... Exact. Așa. Exact. Și care pot să îmi exprim opinia despre anumite, îmi cer scuze, despre anumite subiecte, aia nu înseamnă că am dreptate și nici nu ține neapărat să influențez pe nimeni cu nimica. Uneori influențează pe altul fără să-și dorească, așa știam. Asta se poate, dar aici deja adică, nu mai e problema mea. Bun, nici problema mea, adică, de exemplu, dacă tu te duci ca influencer la restaurantul X, da, pur și simplu anunți că te-ai dus la restaurantul X, nu înseamnă că îți dori să convingi pe altul să meargă, dar alții merg pentru că tu ai mers. Da, ei, nu cred că e cazul la mine. Nu cred că merge, a fost Bianca acolo, hai să mă duc și eu. Mai ales că na, dacă îi să o luăm așa, eu în 98% din cazuri, dacă ies în oraș la Cluj, ies în insomnia. Deci... Deja ai făcut reclamă la un brand, ok? Da, râdeam că a fost ceva eveniment și aveam o poză în care duceam așa o farfurie cu mâncare, dar era pentru mine și pentru prietenii mei. Și m-a fotografiat cineva și acum de câte ori se fac anunțuri de angajare pentru insomnia, pun poza aia la anunțul de angajare cu mine. Deci, ok. Deci tot un fel de influență, nu? E publicitate. E, cum îi zice, poză stoc. Dar e gratuită sau trebuie să plătim ca să o folosim? Nu, e gratuită. Bun. O să folosesc și eu atunci. Poți să folosești, dacă. Poți să folosesc. Bun, ne poți spune cum ai, când ai intrat în PR, da, te-ai simțit ca și cum ai luat-o de la zero? Nu. Nu? Nu. Dar nu mai m-ai întrebat asta. Nu, nu, nu. Hai să reformulez. Așa. Ai lucrat 8 ani în presă. Da. Da? Ca jurnalist. Ai ajuns apoi în PR. Ai simțit că este un pas înainte, că e altceva și o iei de la zero? N-am simțit că e altceva, n-am simțit neapărat că o iau de la zero, însă mi-a oferit șansa să mă lovesc de lucruri de care nu mă lovisem și mi-a oferit șansa să îmi pun minte la contribuții, să fac conexiuni, să găsesc soluții, rezolvări și așa mai departe. Și asta mi-a plăcut. Provocarea asta. Ok, o provocare și nu simți că te mai plafonezi, nu? Nu, 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 nu. Aici okay. tot timpul e altceva. Tot timpul ca... Aia ziceam că în domeniul acesta parcă trebuie să ai... Nu știu, să ți se învârte rotițele foarte bine să găsești soluții. Pentru că ne se cer tot felul de nebunii și atunci, ok, n-am mai făcut asta. Cum o fac? Hai să vedem. Și mereu găsesc modalitatea prin care să fac. Perfect. Și să înțeleg că acum ești mulțumită și n-ai vrea să mai schimbi, ce puțin în viitorul apropiat. Da, cel puțin în viitorul apropiat, nu. Chiar îmi place ce fac și îmi place că am șansa să lucrez cu clienți din zona IT. Nu ne dai... Nu, nu vă dau. Nume de clienți nu vă dau, dar lucrez cu companii mari din zona de IT și chiar îmi face plăcere. Mă atrage, nu știu de ce, zona asta tehnică și mai ales că este și provocare să aduci o doză de creativitate în ceva atât de tehnic. Te consideri o persoană tehnică sau din potrivă? Păi am terminat Mate Info. Așa. Și am o gândire din asta destul de structurată, dar așa tehnică nu neapărat, mai mult logică. Ok, logică mai mult decât tehnică, ok. Da. Bun, hai să reajungem la jurnalismul cultural. Așa. De ce simți în continuare nevoia să scrii pe partea asta culturală? Pentru că eu și lucrez, oarecum că nici măcar nu pot să spun că e muncă, în zona culturală. Am proiecte și pe partea culturală și mi se pare că mereu și în orice circumstanță cultura este dezavantajată. Și atunci dacă eu pot să fac ceva cât de mic să contribui în zona de cultură, pot să fac. Și asta pot să fac cel mai bine și asta mi-e cel mai la îndemână să fac. Să înțeleg că tu nu primești bani pentru articolele scrise pe zona culturală, nu? Când și când, cum și cum, niciodată sume extraordinare, adică așa de cât să-mi plătesc cafele pe care le beau în timp ce scriu. Tot pe partea culturală, tu organizezi la Cluj un festival, da, FICT. Da. Festivalul Internațional de Carte Transilvania,
festivalul meu de suflet, o bucățică din mine, pot să zic. Am lăsat foarte, o bucată de fapt mare din mine, am lăsat o bucată mare din mine în festivalul ăsta. Ajunge anul acesta la cea de-a 10-a ediție. Tu te ocupi de el la început? Adică nu, nu. Eu, prima ediție a fost în 2013, atunci cred că n-a fost internațional, a fost doar național. De anul următor a devenit internațional, atunci nu-l cunoșteam pe Gabriel Bota, l-am cunoscut abia un an mai târziu. Și un pic, dacă e 2013, suntem 2024, ar trebui să fie 11 ediție, nu? Ar trebui să fie a 12 ediție chiar. Păi bun, și au fost două ani de pauză. Da, a fost de ani de pauză, a fost 2019, când a fost pauză din motive personale. Și a fost 2020 când a fost pandemia și în 2021 am reluat. Reluat. Bun. Da. Povestește un pic. Ce își propune acest fict? Ce își propune acest fict? Își propune să aducă oamenii aproape de carte. Pentru că noi, eu și colegii mei, considerăm că literatura, cartea, au puterea să aducă oamenii împreună și să-i facă mai buni. Și atunci noi oferim un context. Noi oferim un context în care oamenii să vină să găsească aceste cărți, să întâlnească scriitori atât din țară cât și din străinătate, să întâlnească oameni care, cu care împărtășesc această iubire pentru carte sau chiar să învețe să-și dezvolte această iubire pentru carte. Noi tot timpul îndemnăm oamenii și când apărăm în presă și pe social media mai scriem, haideți la fix să ne cunoașteți. Haideți la fix să vorbiți cu noi, noi cei din echipă, să vedeți de ce iubim noi atât de mult cartea și poate se prinde și la voi. Este organizat acest târg sau festival? Festival. Festival. Ok. Hai să vedem. Care e diferența între târg și festival? La noi este festival, pentru că la noi principalul nu e vânzarea de carte. Vânzarea de carte e un bonus pe lângă ce se întâmplă. Și noi nu avem doar lansări de carte. Că noi avem dezbateri, conferințe, concerte, teatru, deci avem multe activități. Am fost an în care am avut și teatru și teoretic, dacă se aliniază planetele și reușesc, o să avem și anul acesta. Da, acolo unde se organizează în Piața Unirii, da. Deci acolo pe scenă e și teatru? Da. Cu intrare liberă? Da. Ok. Când a fost ultima oară un spectacol? Ca să-mi dai un exemplu din trecut. Când a fost una, sincer nu mai mi-amintesc. Deci din 2021 sigur nu a fost, de când am preluat eu partea de PR. Și înainte chiar nu mai mi-amintesc, pentru că eu am fost a fost așa cu suișuri și coborâșuri relația mea cu Festivalul de Carte. Eu am început în 2014 ca voluntară. În 2015 am fost în organizare, m-am ocupat de partea de edituri. În 2016-17 am fost voluntară, dar cumva nu oficial și nu cu normă întreagă, doar după job, mai fugeam câteva ore la festival, puneam mâna și ajutam cu ce puteam și stăteam de vorbă cu oamenii, am rămas aproape de ei. În 2018 am fost din nou în organizare, dar atunci eu nu am văzut festivalul, pentru că atunci am încercat să doborâm un record mondial sau să creăm un record mondial, că nu cred că era nimic de doborât, Guinness. A fost și reprezentant Guinness, tot. Era recordul pentru cele mai multe versuri citite sau cele mai multe persoane care citesc poezii într-un spațiu public. Ceva de genul. Și cât e recordul omologat? Nu, am zis că nu cred că este așa ceva, era premieră. Dar trebuia să fie un anumit număr. Da, trebuia să și fie un anumit număr. L-am atins, l-am depășit. Noi ne-am pregătit pentru 10.000 de persoane, că de-aia am stat eu închisă și n-am văzut festivalul, pentru că am pregătit 10.000 de cărți. Eu am coordonat echipa care s-a ocupat de sublinarea și marcarea acelor cărți. Ca fiecare persoană care urca pe scenă să știe exact ce să citească. S-au citit poezii de Eminescu și trebuia în ordine și să nu stăm, ca să meargă totul cât mai repede și să nu pierdem vremea. Dar noi am avut o înțelegere cu acea doamnă de la Guinness că dacă lipsește cineva, poate să intre un voluntar și să
citească în locul persoane care lipsește. Ei bine, întâmplarea nefericită a fost că a plecat o profesoară cu două clase, cu 50 de elevi și au luat cărțile cu ei. Și atunci a intrat voluntarul și a citit în loc la 50 de persoane. Și de asta am pierdut recordul. Ah, deci nu a fost omologat, ok. Dar care este procedura? Vorbești cu cineva de la Guinness Book, urmează să avem un record, veniți să-l omologați sau cum? Bănuiesc că se face o cerere, se face un proiect și așa mai departe. Eu am stat închisă între patru pereți și am subliniat cărți. Deci eu n-am fost. M-au și sunat atunci că ei s-au gândit că mă cheamă să fac asta și au uitat să mă cheme. Și și-au dat seama cu o săptămână înainte că, băi, dar tu ai vorbit cu Bianca? Nu, am crezut că ai vorbit tu și a fost așa, dar am renunțat la tot, mi-am luat concediu, încă fără plată, că nu mai aveam zile de concediu și m-am dus să stau acolo de 12-14 ore pe zi să subliniez cărți. Bun, cât durează acest festival? Anul acesta 5 zile. 5 zile. Perioada 25-29 septembrie. 20-29 septembrie. Ne poți zice un nume de scriitor care vine? Îmi pare rău, dar nu. Bun, dar edituri. Ne poți spune editurile? Edituri avem. Polirom, Humanitas, Editura 3, ce mai avem? Crime. Casa Cărții de Știință, Crime Scene Press, Tritonic, parcă? Avem și Tritonic, da, Renașterea, nu le știu pe toate. Ok, nu le știu pe toate. Noi suntem o echipă mică, la noi. Fiecare are bucățica lui de care se ocupă. Și nu te ocupi de edituri tu? Nu, eu nu mă ocup de edituri. De edituri se ocupă colega mea Luminița, de evenimente se ocupă directorul nostru Gabriel Bota, eu mă ocup de parte de comunicare, mai am și o habar. De da. Ce se întâmplă, dar nu. Probabil că o să comunicăm la un moment dat editurile și atunci o să aflu și eu toate care sunt. Pot, am acces la mail, avem mailul comun, pot să mă uit care sunt, dar... Care este feedback-ul? De exemplu, după ediția în 2023, a fost un feedback pozitiv? Oamenii au fost încântați? Da, mereu e feedback pozitiv. Acum, evident că mai sunt hateri, că altcumva nici nu știu cum să îi numesc, oameni din ăștia care caut tot timpul ceva să comenteze. Eu am avut un comentariu din ăla, că foarte frumos la festival, dar a scârțit podeaua când am urcat pe scenă. E ceva grav de tot. Da. Și am vrut să zic, păi na, dacă ai slăbit puțin, poate n-ar scârți podeaua. Deci răutăți din astea gratuite. Și... La care se răspunde tu cu răutăți, corect. Păi, n-am răspuns cu răutăți, evident, dar așa, logic vorbind, uman, ce să și zici la o remarcă de genul acesta? Ne cerem scuze, vom face tot posibilul să fie mai bun, mai bine anul viitor, adică un răspuns din ăsta piaristic, ca să zic așa. De ce? Adică cu ce te deranja pe tine că în momentul în care ai pășit pe scenă și te-ai așezat pe canapea, o canapea de altfel foarte confortabilă pe care stai bine și ți-ai ținut momentul, ai fost în centrul atenției la un eveniment în cadrul unui festival internațional, de ce te deranja scârțitul ăla de la început? Ne poți zice măcar niște nume din anii trecuți? Ce scriitori au venit de-a lungul timpului? Ceva important? A fost, anul trecut a fost Guillermo Arriaga, okay. Care a fost minunat. Și anul trecut a fost și Dacia Maraini, una dintre cele mai importante scriitoare din Italia, în momentul de față. L-am avut pe Tavares, am avut, cred că a fost și Cărtărescu într-un an. A fost un an foarte frumos în care a venit Mihai Șora. A fost deosebit atunci, cred 2017, okay. Cred că atunci a fost. Da, din nume mari ne-au trecut pragul. Și te ocupai tu în 2017, nu? Te ocupai de în 2017 era perioada aceea când eram voluntară după muncă și fugeam la festival să fiu acolo. Da, l-ai prins, adică l-ai prins speech-ului, da. Ok. Da. Cum ți s-a părut Mihai Șoara? O trecut 7 ani de atunci. Cu atât mai bine. Mi s-a părut la...
20 și un pic de ani, că uite, un om care știe multe. Ce să zic? Nu mai știu despre ce a vorbit. Tu poți să-mi spui la ce discurs ai fost acum 10 ani și să ții minte ce a fost? Dacă e o chestie cu adevărat memorabilă, o să spun și o discuție din 2011. Așa, că nu ok, bine, gândește și că e o diferență de vârstă între noi doi. Păi nu, de-aia zic 2011, am zis ca să fie aceeași vârstă ca și tine. Ok, fair enough, da, sunt de acord. Nu știu, la vremea mea mă uitam fascinată, că e omul ăsta, e aici. Deci asta era mai mult emoția care s-a creat. Eu de obicei asta țin minte, nu ce se spune, nu, nici la cărți. Nu mi-amintesc de multe ori, uit ce s-a întâmplat, ce am citit acolo, dar îmi rămâne emoția pe care mi-a transmis-o. Ok, atunci hai să luăm de anul trecut, de la scriitorii de anul trecut. Poți să spui că a fost ceva memorabil, un discurs memorabil la vreuna dintre ei? La Guillermo Areaga a fost deosebit, a venit și foarte sincer, a spus tot ce era de spus, a vorbit despre cum a lucrat cu Brad Pitt, a spus despre cum el este un vânător înrăit, pasionat și a ținut așa un moment în care explica el ce simte atunci când merge la vânătoare și senzația aceea de a urmări animalul și cum se privesc în ochi chiar înainte să tragă și așa. Și cu toate că mie nu-mi face neapărat plăcere să mă gândesc la așa ceva, modul în care povestea chiar îți crea senzația că băi, e ceva deosebit, e un moment unic, un moment special. A fost frumos, da, deci Guillermo a devenit prietenul nostru a festivalului, vorbim și acum cu el, ne mai auzim pe câte un WhatsApp. Îi citise cărțile? Nu, am citit după festival, am citit Sălbaticul și pot să spun cu mâna pe inimă că e una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit vreodată. Dar crezi că ai fi judecat-o la fel și dacă nu l-ai fi cunoscut? Da, da. Este vreun scriitor care ți-a schimbat părerea despre cărțile pe care le-a scris după ce le-ai cunoscut personal? Mm-hmm. Nu cred. Eu tot timpul am fost... Adică te refer că mi-au plăcut cărțile și l-am cunoscut pe scriitor și era arogant sau a vorbit urât cu mine sau ceva așa. Sau chiar invers. Poate n-ai înțeles foarte bine o carte și după ce l-ai cunoscut o privești altfel. Nu știu că tu pățești chestia asta, dar nu, pentru că... Nu știu, eu scriind, eu știu că las bucăți din mine în ce scriu, dar nu înseamnă că sunt eu în totalitate acolo. Adică eu pot să scriu despre lucruri în care nu cred cu adevărat. Am avut o discuție la un moment dat, am citit la un cenaclu și era chiar un fragment în care personajele vorbeau diferitele perspective pe care le au în raport cu credința. Unul dintre personaje credea în Dumnezeu, celălalt nu credea în Dumnezeu. Fiecare și-a argumentat poziția și așa mai departe. Și după ce am citit acel fragment, un domn a zis că m-a întrebat cum îmi permit eu, care nu cred în Dumnezeu și nu am nicio treabă cu credința și cu religia, să scriu despre Dumnezeu. Și mi-a zis, domnule, nu vă supărați, dar pe prima dată când mă vedeți, de unde știți ce cred și ce nu cred eu? Sau cum puteți să puneți și dânsul... Îl cunoșteai? Îl știam așa din vedere, dar tot scriitor se intitula. Și dumneavoastră care scrieți, puteți să ziceți așa ceva? Eu pot să scriu despre ce vreau eu. Corect. Că asta e super puterea mea. Super puterea. Da. Bun. Și anul ăsta nu poți să ne spui nume de scriitori, dar crezi că va fi o ediție mai bună decât cea de anul trecut? Da, nu, aici nu e vorba de ediții mai bune. Aici e vorba de să fie altfel, să nu fie la fel, să nu fie repetitiv, să fie altceva. Okay. Că, spre exemplu, anul trecut, ca tematica a fost AI și cartea. Și anul ăsta tematica va fi? Anul acesta este din fict pentru oameni. În loc de din drag pentru oameni, fiindcă noi gândindu-ne la cele 10 ediții și la toți acești ani de muncă și la echipă, noi suntem într-adevăr o echipă mică, dar suntem o armată. Adică acest festival a fost făcut cu și pentru oameni. Deci
oamenii care au crezut la fel ca noi, au crezut în visul nostru. Ei s-au adunat în jurul nostru și ne-au ajutat. Adică am avut oameni care au venit de la job, au venit în haine office și așa să ne ajute să batem niște cuie. Ca să înțelegi. Deci noi așa suntem. Am avut, a fost un moment așa foarte emoționant. Cred că în 2021 a fost o furtună îngrozitoare într-una dintre seri. Și eram la un local, la Maimuța Plângătoare, care tu îl știi, pe care tu îl știi și care este prieten al festivalului, cred că de la începuturi. Eram acolo cu, cred că cu Pepe Milanta, scriitor din Italia, și cu colegii mei câțiva, și m-a sunat unul dintre colegi, a zis, hai repede că plouă în cort. Și eu în momentul ăla m-am ridicat și am alergat și am văzut cu coada ochiului că la cafenea mai erau doi din echipă, mă rog, unul din echipă și încă un prieten. Și ok, m-am oprit, m-am întors și m-am dus și am săptit că era cu foarte mulți oameni la masă, nu îi știam pe oamenii, și m-am dus și l-am bătut așa pe umăr și am zis, haide repede că a plouat în cort. Îți dai seama, cărți, ploaie, cărți, panică. Zic, haide repede că a plouat în cort. Dar am zis eu încet, dar m-a auzit toată lumea, că până când am ajuns acolo s-a făcut liniște. Și în momentul în care am zis asta, nu știu câți erau, cred că 10-12 oameni acolo, în secunda următoare toți s-au ridicat în picioare și au început să alerge spre Piața Unirii. Deci a fost un moment foarte emoționat. M-am emoționat și acum. Da, și asta înseamnă fictul. Da, oameni. Bun, dar cum se încadrează fict în peisajul cultural clujean? Adică sunt foarte multe festivaluri în Cluj. Uh-huh. Aici putem include inclusiv Antolc, Electric Castle. Chiar dacă Electric Castle nu e chiar în Cluj, includem evident și TIFU. Uh-huh. Unde se află acest fict? Ok. Păi, se află ca o completare. Avem muzică, avem filme, avem cărți. Într-adevăr, mai sunt târguri de carte în Cluj. Mai este și un festival, Fest Litu, care e mai micuț și cu care noi suntem prieteni. Acela e câteodată primăvara, câteodată toamna, câteodată era chiar înainte de noi, câteodată ne suprapuneam puțin, dar acolo e mai micuț, e organizat de Uniunea Scriitorilor, dar e drăguț și prietenii noștri. Și atunci pur și simplu se completează natural. Trebuie să fie și pentru oamenii care iubesc cărțile. Că sunt și oameni care iubesc filmele și care iubesc muzica și atunci sunt ne completăm. Sunt oameni din alte orașe care vin special pentru fict în Cluj? Da, sunt. Cum să nu? Ori veni și la Ariaga. Au fost foarte multă lume. Au fost din Sibiu, au fost din Alba, au fost din Timișoara. Deci, ori venit. Bun. Vorbim și despre TIF? Despre TIF? Putem să vorbim despre TIF, dar sunt foarte supărată că anul ăsta am ajuns doar la 3 filme. Deci... Atunci, ca să nu... Te-aș fi pus să faci tot top 3 filme. Da, dar pentru 3. Că sunt 3, vreau să ne spui despre cele 3 filme, că 3 sunt... Da, dacă să facem top la cele 3 filme, aș merge pe locul 3, Voi. Am văzut un film egiptean, o comedie foarte drăguță despre un tip care vrea să scape de sărăcie, vrea să ajungă în Europa și ajunge să se înscrie într-o echipă de fotbal pentru nevăzători. Că au zis că echipa pleacă la turneu în Polonia și planul lui era că ajunge acolo și după aia o tulește. Și foarte, foarte simpatic și deznodământul, mi-a plăcut mult. Bine, mi-a plăcut, sunt și puțin subiectivă, că eu ador să mă duc la filme în aer liber. Și atunci, automat, parcă îmi place un pic mai mult filmul, dacă e în aer liber. A fost în Piața Unirii acesta, dar eu întâmplător am văzut acest film, dar la o proiecție ulterioară în cinema. A, și ți-a plăcut? Da, mie mi-a plăcut mai mult, eu am citit ulterior despre Cazul Real. Da. Cazul Real care este cu adevărat fascinant. Uh-huh. Au rămas toți. A, da, păi și aici, nu chiar toți rămân, dar cred că mai bine de jumate de echipă au rămas. Deci au rămas toți atunci și am impresia că au și suspendat acea competiție, că nu mai știa nivel dacă da, erau. Da. Deci fascinant cazul. O să citesc și eu. Îmi deschisesem chiar să citesc, dar m-am luat cu altele și am uitat. Așa, locul 2. Și pe locul 2, Moromeții 3.
Așa. Și pe locul întâi, 3 km până la capătul lumii. L-ai văzut până la urmă? Nu. A, că ai greșit. Ai greșit locația. Da, 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 și ai râs de mine, da? Cum adică ai râs de tine? Da. Păi eu ți-am spus că eu sunt blond. Da. Și am spus că și tu ești și tu mă contraziceai. Și am dovedit că nu. Păi da, dar diferența dintre noi doi e că eu am rezolvat în seara aceea și am ajuns să văd filmul. Tu n-ai rezolvat, n-ai văzut filmul. Deci păi am un punct în plus față de tine. Bun, zine atunci de filmul lui Emanuel Pârvu. Mie mi-a plăcut foarte mult aia, îți ziceam și ție că, în general, filmele românești au așa o lentoare, oarecum specifică și mi se pare că și așa. Mi-a plăcut filmele românești, dar ce mă enervează pe mine e tendința asta meditativă, că românul s-a născut atât de gânditor, Dumnezeu le-a tăs. Scene din alea de contemplare în care personajul stă cu gândurile. Să știi că eu spun altceva. Foarte multe filme românești și apropo și de ce ziceai tu cu cărțile tale, foarte multe filme românești au fost inițiați scurtmetraje. Okay. Și ca să le lungească... O băga câte o scenă de asta de gândit mai profundă. Multe. Mai dar multe, da. Multe, deci multe sunt asumate că au fost scurtmetraje, au făcut aproape cu 30 care au fost scurtmetraje inițial. Uh-huh. E, la altele, chiar dacă n-au fost scurtmetraje, au fost gândite ca scurtmetraje. Uh-huh. Dar scurtmetrajele n-au viață în cinematograf, nu da. Primesc finanțare, nu știu, așa că ele devin lungmetraje. Deși n-ar trebui să devină, dar devin. Okay. Deci asta este cauza. Mm-hmm. Ce zici tu, efectul. Ok, ok. Bun, dar spune-ne sinopsisul filmului. Este vorba despre un băiat de 17 ani, dintr-o familie destul de amărâtă, din Delta Dunării, dintr-un sătuc de... la 3 km până la capătul lumii și el se întoarce în vacanță, că el învăța la Tulcea și se întoarce în vacanța de vară și ajunge într-o noapte bătută acasă și de aici viața lui se dă peste cap pentru că se află că de fapt el este homosexual. Și provenind dintr-o familie cu posibilități reduse, cu mamă religioasă, cu dintr-un sat unde toată lumea cunoaște pe toată lumea, bârfele sunt la ordinea zilei, ideea asta de ce o să zică lumea este pregnantă, tot apare constant. Este desigur și bogatul satului care are relații la județ, el implicat în toată povestea. Se arată și corupția poliției, corupția autorităților, deci e România in a nutshell, ca să zic așa, acolo. Mie mi-a plăcut foarte mult și m-a emoționat foarte tare și chiar am stat să mă gândesc că ar fi fost, adică sunt, este atât de posibil ca părinții unui băiat de 17 ani, când află că este homosexual, să reacționeze exact așa cum au reacționat acești copii, acești părinți. Deci nu mi s-a părut absolut deloc exagerată reacția lor. Ok. Dar crezi că faptul că era un delta diferă foarte mult? Adică dacă ai fost din Cluj sau... Din... Nu, putea să fie la fel dintr-un cătun din Cluj sau dintr-un cătun de pe lângă Craiova, dintr-un cătun din Moldova. Okay. Putea să fie doar ideea asta de comunitate mică, e aceeași. Ok. Da. Zine de Moromeții, că ai trecut peste el. Mm. Spune întâi urmăritorilor despre ce este vorba în acest Moromeții 3 și de ce ți-a plăcut. Da. În acest Moromeții 3, Dumnezeule, parcă mă simt la școală, așa, scrieți compunere despre ce a fost vorba în text. Păi asta e foarte important, pentru că eu mult timp... Pentru... Dar hai să zic, până îmi trag eu un pic sufletul, zi tu despre ce a fost vorba în Moromeții 3. Păi nu, și eu nu știu tergivat. Păi nu, dar tu zici despre ce a fost vorba și după aia îmi zic părerea. Nu. Creez contextul. Nu. Nu, de ce? Cum tu n-ai vrut să răspund la acea întrebare, n-ai vrut să spui ce sunt influencerii și eu am dreptul să nu răspund la întrebare. Băi, n-am vrut, hai să zic că n-am vrut să răspund pentru că cu asta lucrez toată ziua și efectiv subosită. în Moromeții 3 îl vedem pe... Nicolae. Așa, pe Nicolae, prins într-un mare scriitor de altfel, apreciat, premiat, dar prins într-un în tumultul comunismului din România. Comunism pe care la început ne arată că îl susține și după aia își dă seama de fapt
ce se întâmplă. Este martorul unor scene violente, este martorul unei crime, are o relație cu o femeie căsătorită, viața lui așa cumva spiralează și ajungem în punctul în care după ani de zile de diferențe și certuri cu Moromete, ajungem în punctul în care în sfârșit se recrează o conexiune și cumva se închide un cerc și eu m-am emoționat foarte tare. Mi-a plăcut foarte mult filmul. Bine, again, a fost în aer liber, deci subiectivitatea. Este mai bun decât Moromete 2? Da. Deci eu, vai Dumnezeule, când m-am plictisit la filmul ăla, eram, vai... Întâmplarea a făcut, într-adevăr, că ieșisem și la un date la filmul ăla dintre toate filmele. Deci nu ieșiți la date la Moromeți. Da, nu. Dar bun. La Moromeți trebuie merge să ieși la un date, nu? Păi la Moromeți trebuie, că păi o gagicuță așa mai ușor impresionabilă ca mine, care se emoționează ușor, după aia o lăsa gardă jos și e mai ușor de vrăjit. Bine, glumim. Da, nu mi-a plăcut. A fost plictisitor, mi se pare că mie mi-a plăcut cărțile, mi-a plăcut Moromeții extraordinar de mult. Ai citit și volumul 2 de Moromeții? Da, am citit tot. Bun, și acest Moromeții 3 păstrează spiritul cărților? Păi aia ziceam și ție când am ieșit de la film, că băi, ori nu mai mi-amintesc eu chiar nimic, ori a fost complet altceva față de cărți. Da. Deci... Păi asta și-a și propus, pentru că acele cărți au fost scrise totuși în comunism. Da. Scenariul este scris despre ceea ce se citise în cărți, dar cumva scris fără cenzură. Mm-hmm. Cam mai e ideea. Da. Cam asta ar fi scris Marin Preda dacă i s-ar fi permis. Da. Ceea ce, repet, exact cum zici și tu, mie mi se pare total diferit, dar trecem peste. Na, Marin Preda fiind un scriitor genial, e cam greu să scrii precum Marin Preda. Da, dar uite că a zis Tudor George la început că filmul încă nu e gata. Păi nu. Partea care nu e gata e partea de editare, video, imagine, sunet. Ok. Care oricum în aer liber nu se vede. Adică dacă tu auzi o chestie de sunet, ai impresia că e din cauza... Pe scărușilor, am înțeles. Da, okay, exact. Iar imaginea zici că e din cauza ecranului gonflabil. Nu e din cauza... Bun, deci n-are legătură. Mi-am lămurit, gata. Ok, bine. Tudor Giugiu fiind, să ne înțelegem, producător, nu regizor. Regizorul este Stăregulea, regizorul inclusiv al primului Moromeții. Mm-hmm. Ok, bun, ne-am lămurit. Bun, zine acum aditiv de ce ai văzut doar 3 filme. Eu am impresia, și prietenii mei de București am impresia că TIFF-ul e mai mult un festival pentru cei din afara Clujului. Clujenii sunt exasperați că li se ocupă orașul și că de fapt foarte mulți clujeni merg foarte puțin la filmele TIFF. Da, se supără clujenii, nu știu, la Antol știu că se supără, dar la TIFF n-am auzit să fie supărat. În primul rând se blochează traficul în centru în fiecare seară. Ok, fair enough. Timp de 10 zile, adică Antol măcar ține 3 sau 4. Păi nu se blochează tot, se blochează seara, când oricum nu e circulația foarte... Da, nu e circulația foarte mare. Da, dar la Antol de Gălăgia, care deranjează, pe mine personal nu mă deranjează, dar pe alții deranjează. De ce n-am ajuns la... Acum e un pic diferit, pentru că cei care sunt cinefili și vin din altă parte, vin de obicei și au liber pentru festival și vin ca în concediu la acest festival, cum sunt foarte mari fani Untold, care își iau liber sau Electric sau ce-o fi și își iau liber ca să prindă tot ce se întâmplă de dimineața până seara, să fie acolo la festival și așa mai departe. Așa e și cazul. Sunt foarte puțin clujeni fiind acolo, că te și gândești, băi, e aici, pot să mă duc oricând și așa. Și ajuns să nu mergi oricând. La mine nu asta a fost situația, bine, nici eu nu mi-am luat liber, dar a fost așa un cumul. Am fost și plecată. O parte din primele zile am fost plecată din Cluj. După aceea am... Cam 2 zile, cred că ai fost. Vineri și sâmbătă, cred, nu mai țin minte. E și duminică, m-am întors... Duminică... Și duminică am avut ceva. Da. Duminică ne-am întâlnit noi doi și am avut de lucru. Nu mai știi că am plecat să lucrez după aceea. Deci 3 zile le-am ratat așa, că am fost plecată. După aceea au fost restul zilelor, am fost la câte un film și așa mai pe seară, am avut tot felul de, mi-au apărut chestii pe parcurs și am avut o zi în care chiar îmi propusesem să mă duc la 3 filme, mi le-am și selectat, dar m-am simțit extrem de rău, deci n-am putut
N-am putut să ajung și a fost ziua de vineri, unde chiar îmi luasem bilete la 3 filme și am ajuns doar la ultimul la Moromeții, nici la ăla n-am luat biletul bun. Celelalte două le-am ratat, fiindcă a trebuit să merg de urgență la Huiedin, de unde s-ai mei, fiindcă a fost internată bunica. Și atunci acolo mi s-a dus ziua respectivă. Sâmbătă am fost la o nuntă și duminică am venit spre București. Deci n-a depins de mine. Bun, acum ca să ajungem la TIF-urile de dinainte, este vreun film văzut la TIF pe care să coincide memorabil? Nu. Să-ți minte? Nu? Nu. Ok. Nu te-ai aștepta la asta, așa-i? Da. Ba, a fost, băi, Doamne Dumnezeule, dar nu de cât de bune ori fost. Nu contează. Da, ok. Deci a fost acel film la care am fost noi împreună cu Pasărea. Așa. Deci l-am avut coșmarul după aia acolo cu Pasărea. Anul trecut a fost ăla. Da, anul trecut a fost ăla și tot anul trecut am mai fost la un film ceva asiatic. Nu știu exact să zic ce și mi-a rămas, a fost oricum, am plecat de la film că nu s-a mai putut. Tot am așteptat să se întâmple ceva. Să se întâmple ceva. Și tot am și era la un moment dat o metaforă din asta vizuală extraordinară că era o casă cu etaj și a început să curgă sânge așa pe scări. Și tot curgea sânge și parcă nu se mai termina etajul, nu se mai terminau cărțile și era doar sânge acolo și eram, ok, bine, hai să plecăm, că nu se întâmpla nimic. Da, deci astea au fost memorabile, dar să zic așa, băi, mamă, am văzut Cabron, care mi-a plăcut super mult, am râs super bine la ăla. Cabron, dar eu nu l-am văzut ulterior, dar foarte bun. Da. Film moldovenesc. Cele mai mari încasări din istoria cinematografiei moldovenești și a avut încasări bune și în România. Mm-hmm. Da. Ok. Astea. Deci... Bun. În afară de TIFF, mai este un festival Cluj Shorts, dacă nu mă înșel. Da. Ok. Mai da gata. Da, cred că da. Durează vreo 2-3 zile. Da, dar patru, ceva... Da, n-am fost niciodată. Din păcate nici eu, speram ca tu să mă lămurești. I'm sorry. Bun, dar vorbim despre un festival care a murit în 2019, Comedy Cluj. Putem să vorbim. Eu am fost voluntar, nu știu dacă am văzut vreo două filme, eram în facultate, m-am dus la voluntariat să mă distrez, nu mă interesau pe mine neapărat filmele atunci. Și cam atât e... Deci ne poți mai du sens, da, deci putem să trecem peste. Da. Băi, sunt multe festivaluri, nici nu înțeleg când, nu înțeleg de ce nu văd despre ele, nu aud despre ele. Le văd în listă, pentru finanțări și așa, nu știu, au publicul lor țintă care e tot timpul constant acolo sau nu știu care e situația și de ce nu știu despre ele și de ce nu aud despre ele. Poate mai aud când trece. Mai este un festival, Cluj Never Sleeps, îi zice. Și acolo am fost voluntară, cred că în 2012. Și uite că încă ține. De acolo despre ăla mai aud. Mai văd un alt. Au tot timpul un silent party care se organizează noaptea în Piața Unirii. Fiecare primește cărți. Căști. Fiecare cu muzica lui și se dansează. Și așa și e foarte cute. Aici... Ce interesant o să ai în parte? Eu n-am participat niciodată. Pentru că tu ai muzica ta acolo. Deci ești într-un loc cu mulți oameni, ca și cum ai fi la club, dar tu ai muzica ta și ești pe filmul tău acolo. Că mergi în club, poate nu-ți place toată muzica, știi? Dar așa poți să alegi. Și să ai totuși senzația asta de mulțime. De... Dar dacă tu ai căștile și el are căștile în urechi, păi nu puteți vorbi. Dar de ce mergi în club să vorbești? Nu știu. Ca să agăți, ca să... Cunoști. A, păi bine, Fernand, astea sunt ediții speciale. Mergi în club la amicul tău, dacă vrei să agăți. Da. Asta cu clubul, nu știu, eu n-am înțeles niciodată. Ok, dacă eu zic, hai să ieșim la o poveste, am ieșit în oraș, ne-am luat o apă, un suc, o bere, ce vrei tu și stăm și povestim. Da? Dacă mă duc în club, eu mă duc să dansez. Și să mă distrez. Acolo nu-i loc de vorbit. Mai facem, mai schimbăm câte o replică. Inevitabil, că suntem oameni. Dar nu mergem în club să urlăm unul la celălalt ca să ne înțelegem. Am mers în club să dansăm. Nu-i logic. Nu. O mită esențială. Tu nu te duci în club cu prietenul tău. Te duci cu o prietenă. Așa. Și eu mă duc cu un prieten. Așa.
Și fiecare se duce ca să-și găsească. Nu e adevărat, nu sunt de acord. A merge cu prietena în club e ca și cum ai merge cu bușteanul în spate într-o pădure. Nu e adevărat, eu nu sunt de acord. Eu chiar mă duc în club, adică mereu am mers în club ca să dansez, să mă distrez. Da, în dinere. Tu te duci și la nunt să te distrezi. Da. Deci eu am văzut chestia asta când avem criza economică. Deci am văzut că oamenii sunt atât de săraci încât au ajuns să căsătorească din dragoste. Ok. Da. Deci da, eu mă duc și la nunți, și la nunți ca să mă distrez. Și chiar reușești? Da, mai ales că e da, este chiar ca tămaș unicat, vedeți? Este muzică dansabilă, e muzica aia pe care știe toată lumea și pe care te distrezi și îți dai deliriu și e foarte drăguț. Ori mergi în club, de obicei n-ai muzică mai contemporană, sunt tot felul de drum and bass-uri și trap-uri și așa pe care nu le mai înțeleg, că simt că am îmbătrânit când ascult muzică de genul acesta. Și la nuntă mai ai un meniaită, mai ai un SketchUp, ceva, deci... Dar la Untold îți place muzica? Te duci la Untold, Andal? Mie îmi place la Untold vibe-ul mai mult decât muzica. Da, au fost și anumiți artiști la care am vrut neapărat să mă duc. Spre exemplu, la Imagine Dragons m-am dus cu două ori înainte ca să fiu acolo și așa. Dar bine, nici nu m-am dus acolo chiar în față, că nu-s eu genul. Adică oricum știam că o să se împingă lumea și să fiu turtit acolo. Am fost un pic suficient de aproape și suficient de departe. Deci pentru mine a fost ceva extraordinar. Deci am dansat, am sărit, am râs, am plâns, a fost un cumul de emoții, deci a fost ceva deosebit. Deci am și artiști la care mă duc, este spre exemplu Scena Retro, unde e tot muzică din asta pe care o știu și de obicei mă găsești acolo. Pentru tine așa? Da, pentru că dansez acolo și îmi place și mă simt în largul meu. Și, nu știu, e un vibe așa de poveste, de fantasy, de așa se creează acolo la Untold și asta îmi place mie. Adică ceea ce se spune din partea celor care nu merg la Untold, că acolo sunt mai drogați și că la Untold mergi nu ca să te distrezi, ci ca să fumezi ceva, okay. E fals? Eu nu m-am dus niciodată ca să fumez ceva sau ca să mă droghez. Alții poate că... Păi nu, dar tu nu mergi să stai de la 12 ziua până la, nu știu, 4 dimineața, nu? A, păi am mai fost și așa, sigur că am mai fost așa, da. A, pe distracție și pe cafele merge orice. Ah, bun. Da, dar nu-i musai să... merg oameni cu copii la Untold. Asta mă șochează pe mine, crede-mă. Da, și pe mine m-a șocat, dar sunt și multe activități pentru copii acolo. Asta și e a doua parte da, problematică. Da. Adică tu te scăduiești să atragi copiii, ceea ce mi se pare cumva... Păi na, pentru partea de zi... Corect, de ce nu? Acum că sunt părinți care vor să țină noaptea și săracii să moară de somn acolo, e treaba lor, nu e ca și cum ar fi plin de copii după ora 9 sau 10. Dar e un mic univers, e o mică lume, mie îmi place foarte tare. La concertul Coldplay n-ai fost, nu? Nu, n-am fost și pentru că n-am fost, n-am o părere despre asta, am văzut, am fost și eu șocat de discuții. Dar nu ne spui cum ai fi reacționat? Cum aș fi reacționat? Păi mine nu m-ar fi deranjat. Eu nu aș fi huiduit, nu m-aș fi supărat. Am ascultat ce a cântat, nu-s genul meu de manele. Eu ascult și manele. Nu-s genul meu, nu mi s-a părut ceva deosebit așa, dar nu m-ar fi deranjat. Adică aș fi ascultat momentul și ar fi fost, am fi trecut fi aplaudat? La situația dinainte. Da, pentru că omul a interpretat un act artistic. Ok. Da. Deci asta e. Dar în schimb, a fost o ocazie foarte, foarte bună tot acest scandal să-mi fac curățenie în lista de prieteni de pe Facebook. Așa, explică-ne. Stai că asta sună mai interesant, că vreau și eu. Am ajuns aproape la cei mii. Deci trebuie să știu cum fac curat. Păi, acum să nu se înțeleagă că eu nu-s de-a... nu accept oamenii care nu sunt de aceeași părere cu mine, că până la urmă n-am avut o părere. Dar... când am văzut oameni care ori jignit, oameni care ori făcut referire la lipsă de cultură și la prostie și la chestii de genul ăsta, oameni care nu au fost la concert, dar s-au simțit extrem de jigniți de acel moment, le-am dat unfriend. Pentru că am văzut că nu rezonăm, adică ok, sunt perfect de acord, ai o părere care nu-i părerea mea, pe orice subiect, nu numai pe acesta. Că și noi doi, de câți ani ne cunoaștem, de 15 ani, am avut discuții în contradictoriu și suntem prieteni în continuare, da? Deci, așa se pare. Așa se pare. Aia nu înseamnă că nu te mai plac,
dacă nu ești de acord cu mine. Pentru că nu așa funcționează lumea asta. Eu cum pot să mă dezvolt ca persoană dacă nu ascult oamenii, datoria celorlalți și păreri diferite de ale mele? Doar așa poți să te dezvolți și doar așa poți să te convingi cu adevărat că părerea pe care o ai este părerea pe care o ai. Corect. Când eu mă uit ce părere aveam acum 3 ani și zic, bă, stai că eu nu mai suntem. Da, nu mai e la fel, da, așa e. Dar după 3 ani, adică faptul că nu mai am aceeași părere ca acum 8 ani, mi se pare firesc. Dar să nu mai am aceeași părere ca acum 3 ani, mi se pare șocant. Da, eu când mi-ai zis prima dată de, apropo de treaba asta cu, nu știu cât m-ai studiat tu pe mine ca persoană de când ne cunoaștem, dar eu te-am studiat pe tine ca persoană de când ne cunoaștem. Stai să spun, nu, e de bine. Știu atunci că nu-ți place, dar e de bine. Chiar mă gândeam înainte, când m-ai invitat la podcast, înainte să vii la Cluj, na, noi ne-am văzut de anul trecut, că ne vedem cam o dată pe an, da? Chiar mă gândeam, eu am o așa, mă pregătesc mental când vii la Cluj. Când urmează, eu mă pregătesc mental, ok, mă întâlnesc cu Emil. Uită-te la camera, asta este un discurs. Deci, nu, la camera aia. La camera aia, ok. Deci, când Emil vine la Cluj, eu mă pregătesc mental. Eu știu, vine Emil. Emil vorbește foarte mult, pe Emil nu-l interesează ce are altcineva de vorbit. Emil nu ascultă, Emil bate așa din picior discret, așteptând să termine cealaltă persoană ce are de zis ca să poată să vorbească el. Bun, și atunci eu sunt pregătită că mă pregătesc mental că ok, o să vorbească mult, o să stau, o să ascult, că de obicei spune lucruri interesante, Emil. De cele mai multe ori, nu întotdeauna. Și să încerc să nu mă chinui să vorbesc, pentru că știu că mă chinui degeaba și știu că o să mă întrerupă și știu că na, asta e situația. Bun, și așa mă înfăcusem, când m-a invitat la podcast, am zis, yes, am ocazia să vorbesc mai mult ca mine. Da, să vorbesc mai mult decât Emil, am această ocazie. Super. Și când eram așa încântată, și băi, și ai venit tu la Cluj ca o zână, ce ești tu, ca un zân, și ieșim în oraș și, nu știu, m-ai întrebat ceva și am vorbit, dar cred că am vorbit 10 minute legat și așa cu minte ai stat și m-ai ascultat, ba mai mult, ai pus întrebări suplimentare și noi am zis, băi, uite cum a trecut Emil la next level și am zis că uite, cu siguranță podcastul ăsta te-a ajutat și cu siguranță la început ți-a fost greu să stai aici și să asculți și mai ales că trebuie să asculți activ ca să poți să interacționezi cu invitatul, nu-i așa? Ți-a fost greu la început. Se pare că da. Dar să știi că se observă. Da. Deci am fost foarte încântată când am ieșit în oraș și am văzut că mă asculți. Deci e prima oară după 15 ani când eu ascult pe Bianca. 16 ani, 2008, din 2008, nu știm. Da, dar nu cred că ne-am văzut live în 2008. Nu, atunci am început să vorbim pe net și după aia. Cred că prima oară când am ajuns în Cluj, în 2014, ne-am întâlnit prima oară. Atunci ne-am întâlnit, nu ne-am întâlnit mai repede când am fost eu prin București, oare? Eu cred că da. Memoria mea îmi pare rău. Da, da, și m-ai întrebat pe mine de cum mi s-a părut nu știu ce film, nu știu ce scriitor. Acum nici nu știu ce întrebări să mai pun, că gata, Bianca mi-a dat... vreau să întreb despre teatru. Hai să vorbim și despre teatru. Hai să vorbim și eu abia aștept să mergem la teatru, gata. Da, păi nu, mai avem. Dar... Deci, eu chiar încerc pe cât posibil când ajung în alte localități și așa să mă duc și la un spectacol de teatru. Ai zis că mă întreb despre festivalul de teatru de la Baia Mare. Da, ok, bine, da. Hai, le luăm pe rând. Da. Le luăm pe rând. Bun, tu scrii și despre teatru. Da. Și vreau să ne spui, în primul rând, cum este teatru din Cluj, nu neapărat teatru național, față de alte teatre din alte orașe. Ți se pare Clujul are o ofertă teatrală mai bună sau mai puțin bună? E diferită. Eu nu cred în... Asta e mai bun sau mai rău la modul general. Sau mai bogată, nu știu. Da, chiar acum m-a sunat secretarul de la secretarul literar, așa se numește la teatru, da. Așa, secretarul literar de la teatru, Emma, foarte drăguț, m-a sunat să mă invite la două premiere. Din păcate pot ajunge doar la una și chiar m-a întrebat că mai poți cu atâtea premiere și am zis, băi, că asta chiar au fost destul de multe premiere la Teatrul Național. La Teatrul Național, da. La Cluj sunt e Teatrul Național, e Teatrul Maghiar, mai este Reactorul, mai este Magic Puppet, bine, e și PUC pentru copii și cred că mai sunt ceva încercări proaspete de teatre independente, dar și încă mai era Fabrica de Pensurile care s-a închis. S-a închis. Da. S-a închis.
Și cam atât, deci nu sunt foarte multe și sunt destul de nișate fiecare în parte. Dar așa, de cele mai multe ori văd spectacole bune, spectacole care îmi plac, spectacole care îmi face plăcere să le revăd, spectacole care îmi face plăcere să le recomand. Dar am văzut și spectacole mai puțin bune și indiferent că a fost la Național sau a fost la Independent, că se întâmplă și bănuiesc că la fel se întâmplă în orice alt oraș. Sunt spectacole mai bune, spectacole când mai puțin bune. Când e un spectacol bune, deci prost, ieși din sală sau rămâi până la final? Depinde unde sunt așezată. Depinde unde sunt așezată. Mi s-a întâmplat odată chiar să mă ridic și să plec, dar de obicei nu prea plec pentru că vreau să văd ce nu-i bine. Vreau să văd până la final, să studiez, să analizez și vreau să văd că este așa un anumit truc care e folosit, dar l-am văzut folosit și în filme, și la cărți, și în teatru, și așa că este și la evenimente, inclusiv la evenimente, dar e o tehnică bună. Produsul în sine e prost, sau mă rog, mai puțin calitativ, și vine cu un final bombă. Și tu de acolo pleci, adun frustrare în tine, știi, că nu-ți place prima parte, primele trei sferturi, și apoi vine finalul, care e super wow, și tu pleci după aia cu senzația aia, senzația de la final. Da, din păcate există și invers. Un spectacol foarte bun. Da, stricat, cu final prost, da. Stricat de final. Mult mai des, cred că e așa decât... Din păcate, da. Ne zici spectacolul tău preferat care se joacă acum? Spectacolul meu preferat care încă se joacă de 10 ani se joacă este Sânziana și Pepelea. Ok. Care se joacă la Naționalul Clujan, dar a fost și prin țară la tot fel de festivaluri. Deci eu l-am văzut... cred că de 10-12 ori, deja știu replicile, știu cântecele, eu mă duc, dar mă duc de fiecare dată cu aceeași bucurie, de fiecare dată râd la aceleași scene, mă emoționez la aceleași scene, deci mi se pare să fie așa un spectacol care să îmi stârnească emoții de câte ori l-aș vedea, mi se pare un lucru extraordinar. Ne zici un spectacol bun, spectacolul tău preferat de la Maghiar? De la Maghiar, da. Da, stai că îți spun. Au fost două spectacole care mi-au plăcut foarte mult. Unul se numește Electra. Nu știu dacă se mai joacă sau nu. Și celălalt se numește Călător sub clar de lună. Ok. Da. Ambele în regia lui Botonoi. Botonoi, ok. Bun. Și la Reactor, tine unul preferă și la Reactor? La reactor, cei drept, chiar n-am mai prea fost, deși stau la 3 minute de Reactor, nu știu de ce, nu mi s-a potrivit programul. E prea aproape, da. Da, e prea aproape de asta, dacă e prea aproape, nu prea ajung. Era o vreme când mergeam des la Reactor, prin 2016-2017, cred că mergeam cam la toate premierele și atunci a fost un spectacol, din păcate, nu mai țin minte cum îi zice, dar era despre fenomenul Caritas, spectacolul. Ah, cred că știu. Da. Deci acel spectacol în contextul în care auzisem așa întreagă despre fenomenul Caritas. Am vrut să-l văd și s-a jucat cu o zi înainte să vin eu în Cluj 2 ani la rând. Ah, ok, n-am... Și-am zis că la mine n-a venit, era cu o artiță care mi-e amică, Denise Moise. Da, Denise Moise, da. Și i-a mai invitat de două ori, zic, și nu vii cu o zi înainte? Nu. Nu. Îmi pare rău. Erau două spectacole, era unul despre Caritas și era unul despre Misa. Și pe cel despre Misa mi s-a părut, că așa se cheamă. Păi am apucat să-l văd la festival în Oradea. Uh-huh. Și m-a enervat. Ok, fair enough. Nu mai știu, nu cred că l-am văzut pe acela, dar cel despre Caritas în contextul în care auzisem povești despre Caritas, dar n-am înțeles conceptul și am citit-o așa un pic în mare, că mă documentez un pic de obicei înainte să mă duc la spectacole. Parcă nu reușeam să înțeleg eu gravitatea situației care a fost atunci și ce s-a întâmplat. Băi, și atât de bine este explicat în acel spectacol și atât de bine este conturată această problemă a schemelor piramidale și atât de bine este exemplificat drama persoanelor care au pierdut bani din cauza fenomenului Caritas. Deci mie mi-a plăcut, cred că am fost de 2 sau 3 ori la el, că am mai dus oameni. Am înțeles. Festivaluri de teatru în Cluj există? Este Festivalul Național de Teatru, care are loc la
care are loc la Național, este organizat de Național. După aceea mai avem Interferențe, care este la Maghiar. Și mai avem Galactoria, care putem să zicem că e un festival, până la urmă organizat de, în fiecare an, de studenții de la actorie care sunt în an terminal. Deci ei așa termină facultatea cu acest festival, unde joacă toate spectacolele pe care le-au jucat în cei 3 ani de facultate, toate examenele lor, dar mai fac și în plus. Și mai sunt și concerte. Și... În 2018 am fost partener al Galactoria și a fost seria Claudiei Moroșanu, pe care am avut-o aici în studio. Și așa ne-am cunoscut atunci. Nu știu cum dedusă ea de mine. Și ea mi-a propus să rămân, pentru că a fost exact în săptămâna de după TIF. Și am rămas încă o săptămână, având norocul că atunci am avut cazare în mănășturi. Atunci am stat în mănășturi și am zis, eu am cazare, rămân în Cluj, mai stau o săptămână, asta e. Da. Și am văzut niște spectacole foarte bune atunci. Mi-a plăcut și locația aia, curtea UBB. Da. Un șofer de Uber a reușit să mă ducă prin curte. Ok. Și m-a adus în fața sălii. Ah, ok. Și a zis, nu, că eu știu, că am pe fieme. Ce drăguț. Se poate. Se poate, ok. Zic, știți că 4 șoferi până acum m-au dus până în fața acestei porți. O să pricep. Corect. Și când a coborât de acolo, erau aia care așteptau și au coborât dintr-o mașină pe care scrie Uber, adică să știu o treabă. Super. Bun. La festivaluri în alt oraș ai mai fost? La festivalul în alte orașe, da, da. Zic, cât e ceasul să nu întârziem la teatru? Avem timp? Evident. Avem? Ok, bine, că n-am ceas. Bun. Am fost și la Sibiu, cred că în 2 ani, la festivalul de teatru de la Sibiu. Da, acolo e puțin ciudat, pentru că am fost tot așa... cu presa. Ah, cu presa, am fost cu presa, dar acolo nu sunt... nu alocă bilete pentru presă. Știu. Și atunci am ajuns la destul de puține spectacole, că lumea așa este și FNT-ul din București. La FNT ți se dă un badge și intri doar dacă sunt locuri libere. Ok. Și nu, la TIF, în schimb, vorbesc pentru cei care ne urmăresc, badge-ul tău are un cod și tu practic cumperi bilete cu valoare zero. Bagi acel cod, e cod de badge și practic tu ai bilet ca oricare alt. Și oamenii în fața sălii nu-ți scanează badge-ul, scanează biletul. Da. Ca la orice alt spectator. Da, da, da. Dar bănesc că și sunt un număr limitat de, nu? Da, și păscază-i 20% din sală, pentru că tu poți să iei doar cu o zi înainte și uneori apare filmul sold out, dar tu poți să iei bilet. Da, 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 da. Bun, ai fost anul acesta, că tu ai anticipat. Da, 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 iartă-mă. Am fost, da. La Atelier. Da. Am fost la festivalul Aproape. Aproape? La Baia Mare. Aproape, da. Nu Atelier, că sunt două la Baia Mare, da. Da, 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 la Baia Mare. Am avut Atelier, de aceea ți-am răspuns cu da. Anul acesta, festivalul Aproape a ajuns la a doua ediție. Este organizat de o parte din actorii de la Teatrul Municipal Baia Mare. Și anul trecut am văzut fotografii și videouri de la acest festival. Și când l-am văzut, așa cu drag am urmărit fiecare zi a festivalului. Așteptam să apară fotografiile, așteptam să văd videourile. Și așa cumva am prins drag și am zis, mamă, ce mi-aș dori să ajung și eu la festivalul acesta. Deci părea atât de frumos din imagine și cu atmosfera atât de plăcută și atât de cald și oamenii atât de veseli. Și bine, desigur poți să mimezi asta prin fotografii în social media. Dar nu știu, am avut așa un sentiment bun în legătură cu acest festival și undeva prin ianuarie m-a sunat una dintre actrițele care este în organizare și pe care eu o cunoșteam de altfel. M-a sunat, încă mi s-a părut ciudat că mă sună, că nu vorbim toată ziua. Și răspund și zic, da, și zice, uite, Bia, te-am sunat... În legătură cu festivalul Aproape, noi avem și workshop-uri de scriere creativă, am avut și anul trecut, am vrea să avem și anul ăsta și dacă ai dorit, da. Și am zis, da, nici nu m-a interesat detalii, nici nimic, doamne, abia am așteptat să vin. Și m-am dus, am stat 3 zile, în 2 dintre ele am avut workshop cu elevi de liceu. Și cum a fost? A fost minunat.
N-am mai avut workshop cu elevi, am mai făcut workshop-uri de scriere creativă, dar cu adulți și cu copii de la 1 până la 8. Cu liceu n-am mai avut până acum. A fost minunat și au fost niște copii atât de talentați. Bine, se vedea că sunt acolo diamante neșlefuite, dar aveau realmente talent. Am făcut niște exerciții cu ei, niște joculețe și când vedeam că chiar o necesitate să fie creativi, să scoată creativitatea la suprafață și scritura și așa, și când îi auzeam că făceam joculețele, fiecare citea să ne dăm feedback și așa mai departe, și când îi auzeam ce ori scris și erau unii care... N-am scris niciodată, dar m-am gândit că aș putea încerca și am vrut să văd ce presupune treaba asta cu scrisul și eram, Doamne, și am avut chiar prima zi, am avut, cred că 12 sau 13 și era un băiat, unul. Și restul fete, ok. Da, și restul fete. Băi, și băiatul ăla, el a venit că a zis, am venit pentru iubita mea. Să-i țin companie, pe mine nu mă interesează, n-am treabă cu scrisul. Dar și-a dat interesul și-a participat la atelier și la jocuri și tot. Și atât de frumos i-am zis că are un simț al observației extraordinar. Deci atât de frumos știa să redea ce ar putea să simtă un personaj sau ce ar putea să vadă, să audă, deci au un simț al observației extraordinar și i-am zis, te rog frumos, am înțeles, dar să nu te lași, nu trebuie să publici altceva, dar din când în când mai scălește ceva, că e păcat să se piardă ce ai tu acolo. Foarte, foarte drăguț. Și mi-a plăcut foarte mult și festivalul am fost, pe lângă workshop-urile pe care le-am ținut, am participat la întâlniri, dezbateri, spectacole de teatru. Ne zici un spectacol bun pe care ne-ai văzut acolo? Am văzut spectacolul Mai Morgenstern. Care? Sunt multe. Da, sunt multe, dar ea singur personaj, după cartea ei. Îmi scapă numele. Nu sunt eu. Da. Și mi-a plăcut enorm, Doamne, să o văd acolo pe Maia în toată splendoarea ei, a fost minunat. Și am mai văzut un spectacol de la Teatrul Mic din București, cred că da, dar mi-au plăcut foarte mult, foarte mult spectacolele ambele. Și am fost și chiar la un spectacol, că în Baia Mare este Art Spot, care este o asociație ce face, ce are mai multe trupe de teatru pentru tineri, pentru... Liceeni, da. Și sunt, nu știu, câte 9, 10 trupe, cam așa ceva, fiecare cu un instructor și așa mai departe. Și chiar am ajuns la un spectacol, că unele dintre cursantele mele făceau parte din spectacol și a zis că n-ai vrea și tu să vii, și am zis că hai că vin. N-am putut să stau la tot, că a trebuit să fug la workshop, dar mi-a plăcut foarte mult. A fost așa un fel de comedia de l'arte în zona aia Ducea și erau copiii atât de veseli și atât de implicați și se vedea că și-au construit personajele, probabil că împreună cu coordonatorul lor, dar se vedea implicarea și dedicarea și a fost un spectacol foarte, foarte drăguț. Și ce îmi plăcea cel mai mult, că seara, după ce se termina spectacolul, așa că paranteză, au fost și alte workshop-uri, multe workshop-uri, da, da, da. Și workshop-uri în concomitent cu al meu, nu unul după altul și așa. Că mi-ar fi plăcut să ajung și la celelalte, dar eram prins acolo. Și seara, după ce se termina spectacolul, se făcea o întâlnire în curtea teatrului, în spate, și veneau toți din echipă, voluntari, dintre sponsori, dintre invitați, și se stătea în tihnă, la o poveste, oamenii socializau între ei, nu erau câțiva beanbag și câteva scaune rătăcite pe aici, pe acolo, dar nu erau foarte multe, tocmai ca să nu se creeze bisericuțe, că așa dacă stai în picioare și poveștile parcă s-altfel, te mai bați de cineva, mai scuză-mă, uite tu cine ești, eu așa am fost, e o atmosferă așa de plăcută și oameni care vorbesc despre teatru, care vorbesc despre cultură, care de asta erau acolo, să discute și să dezbată aceste subiecte. Și să te vei duce
și la anul? Eu sper. Sper să mă duc și la anul. Îmi doresc foarte mult să merg și la anul. M-am înțeles foarte bine cu echipa de organizare. Acum să vedem sub ce formă vom colabora anul viitor. Dar e prima oară când ții un curs sau workshop de scriere creativă? Nu, am mai ținut, dar nu cu liceeni. Dar unde ai ținut? În Cluj? Da, am ținut în Cluj, am fost, nu mai știu, anul trecut sau acum 2 ani, am ținut, a fost o tabără de vară, pentru, erau copii de la 9 la 13 ani, au fost, nu mai știu, 30 sau 40 de copii, a fost greu și acolo am fost 4 zile, că tabăra era într-adevăr de scriere creativă, dar nu merge în tabără să stai toată ziua să scrii. Aveam, nu știu, program, aveam, cred că în prima parte a zilei și după aia mai aveam înspre seară, în rest aveau tot felul de activități, se jucau, mergeau pe munte și așa și între mai scriam și mai inventam povești. Am mai avut la un moment dat, mergeam, era un festival de muzică, Moxie zicea, nu știu, cred că în 2019 sau 2018 a fost, 2019 a fost ultima ediție, și acolo erau și acolo tot felul de workshop-uri și așa, și am ținut, da, bine, în pădure, foarte drăguț, eram cu foile, cu pixurile și au venit câteva persoane, adulți, am scris cu ei, a fost drăguț și pe aici, pe acolo, da, cine m-a mai chemat să țin, tot timpul mă duc, nu refuz. Tu ca doctorand ții și seminarii la facultate? Nu, n-am ținut. Eu am fost pe partea de cercetare. Doar pe partea de cercetare, da, ok. Da. Bun, spune-ne repede legat de cărți. Da. Spune-ne ce cărți citești. Ce cărți citesc? Ne-ai spus doar de ce cărți scrii. Ce cărți scriu, ce cărți citesc. Îmi place să fie cât mai realiste, dar să aibă și așa o doză de fantasy. Îmi plac foarte mult distopiile, îmi plac foarte mult cărțile de dragoste, dar nu cărțile astea de dragoste, nu știu, puerile și telenovelistice, alea care cu greutate, alea care te fac să zici, mamă, care ce faci? Ultima carte care te-a dat pe spate? Băi, anul ăsta chiar am citit niște cărți care m-au dat pe spate, Dumnezeule Mare. Pe lângă Sălbaticul lui Ariaga, am citit Tetralogia Napoletană a Elenei Ferrante, da, care mi-a plăcut extraordinar de mult. Am citit Acolo unde cântă racii. Doamne, deci cartea aceea, vai, deci ce m-a făcut să plâng. Ai văzut și filmul? Nu, este film? Da. Da, pe mine nu mă interesează așa tare. De ce ți-a plăcut acea carte? Pe mine m-a enervat, recunosc. Ce? Raci. De ce te-ai enervat? Mie dacă îmi vinzi un borcan de gem de prune și îmi spui că e gem de vișine, așa, o să te înjur. Așa. Din punctul meu de vedere, acea carte a fost marketată greșit. Eu mă așteptam să citesc un thriller. Și eu credeam că citesc un thriller. Și eu așteptam să fie thriller. Și era o dramă. O dramă care, cum să spun eu, nu mă așteptam să fie. Deci era o dramă, hai să zicem, decent scrisă, dar tu te-ai lăudat că scrie altceva. Băi, nu știu, n-am văzut reclame despre ea. Eu am primit-o cadou, într-adevăr. Mi-era acolo în bibliotecă, am luat-o întâmplător. Și pe partea de, cum să spun eu, descrierea naturii și poate pe mine m-a lăsat rece. Filmul, recunosc, mi-a plăcut mai mult pentru că chestiile descrise le vedeai. Și vizual este foarte bun. Dar ca poveste e la fel de, nu știu, subțire. Ce se pare, cum ți se pare subțirea povestea cu fetița care s-a crescut singură în Mlaștină? Așa. Și ți s-a părut subțire povestea asta? Da, pentru că în primul rând mi s-a părut necredibilă. De ce ți s-a părut necredibilă? Păi băiatul ăla care a crescut cu lupii. Păi da, dar un băiat care a crescut cu lupii nu vorbește atât de, cum să spun eu, un vocabular atât de bogat. E bine, dar nici ea nu vorbea, am învățat-o, băiatul să citească și după aia a început să citească și... Tot necredibil, nu știu, mi s-a părut fake, cap-coadă. Nu, mie nu mi s-a părut, okay. Foarte ok. Bun, da, am mai citit... Eu am citit-o acum vreo 4 ani. Ah, ok, fair enough. Ok. Narin Abgarian, bănuiesc că ai citit Din cer au căzut 3 mere. N-ai citit. Am mai discutat despre asta, așa e? Ok. Am citit-o în urmă cu câțiva ani, dar a apărut Simon, pe care am citit-o acum, anul acesta sau la finalul anului trecut. Doamne, mi-a plăcut mult mai mult și cât caz s-a făcut, cât am fost demarketat Din cer au căzut 3 mere, Simon mi-a plăcut mult mai mult. Deci mult, mult mai mult. Bine, amândouă cam cumva în aceeași temă.
cu acțiunea care se petrece într-un sat armenian și cu personajele specifice, autohtone și așa mai departe, dar dacă prima carte se concentrează efectiv pe cumva pe atmosferă și pe obiceiuri și așa mai departe, aici se concentrează efectiv pe personaje mai mult și mi-a plăcut și pe relațiile dintre ele și pe gândirea lor și toate cele. Mi-a plăcut foarte mult și ce, vrei să mă întrerupi? Vreau să îmi spui și un autor român care ți-a plăcut și pe care l-ai citit. Un autor român care mi-a plăcut și am citit. Băi, eu chiar citesc autori români, dar acum n-am mai citit. Mi-a plăcut foarte mult. Uite, am citit Maria Orban. Nu știu. Ok, Orban. Ok, mai cred că Maria Orban o cheamă. Ceva cu singurătate, mi-a plăcut foarte mult acea carte. Am mai citit Irina Angel, Banchetul cerșetorilor. Am auzit de aia. Da, acolo la carte aceea o linie foarte, foarte fină între îmi place și nu îmi place. Și eu chiar am fost pe linia aceea foarte fină între îmi place și nu îmi place, dar nu este, nu cred că este între. Îl recomand din tot sufletul meu pe Radu Țuculescu, nu pentru că mi-e prieten, ci pentru că este un scriitor extraordinar. Și ce acum carte Povestirile mamei bătrâne, Mierla neagră, Femeile insomniacului, Scorpionul galben, Crima de pe podul Garibaldi. Dar Crima de pe podul Garibaldi este a doua carte dintr-o serie. Prima carte se numește Femeia de marțipan, dar mie mi-a plăcut mai mult a doua decât prima. Dar preferata mea este Mierla neagră, care, uite, acum se reeditează și se va lansa la Fict. Ah, bun. Bun. Deci am și zis ceva. Ce alte pasiuni mai are Bianca Tămaș? Ce alte pasiuni mai are Bianca Tămaș? Îmi place să fac pâine. Ok. Adică să frămânzi tu așa să... Da. Da. De ce? Să fac... a început așa întâmplător treaba asta cu pâinea. La începutul anului am fost foarte prinsă pe strategii cu clienții, pe întâlnirile de început de an în care discutam, vedeam ce urmeam să facem acest an și... Desigur, sunt extrem de importante aceste etape, doar că pe mine nu mă satisfăceau cumva pentru că simțeam că nu văd un rezultat finit. Și atunci aveam nevoie să fac ceva care să aibă un rezultat. Cu mânuțele astea două. Da, da, da. Și cu mânuțele astea două. Și atunci am început să fac pâine întâmplător. Și ți-a ce o satisfacție? Să da, mănânci da. Pâinea ta? Da, da. Și este și super bună. E din aia cu coajă crocantă și miez moale. Așa mai ales când o scoți caldă. Da, pui, și... da, pui cu ceva cu, nu știu, cu usturoi, cu ceva diferit? Le tot variez. Am făcut și cu semințe. Cu cartofi? Cu cartofi nu am făcut. M-am gândit. Nu exclud. Am mai făcut ceva cu măsline la un moment dat și da, în principal merg pe varianta clasică. Ți-e mai mare dragul să o mănânci, mai ales acum vara cu niște telemea și o roșie. Asta mi-e de foame. Bun. Zine atunci următoarea pasiune. Doar nu ai doar făcut-o prin. Următoarea pasiune... Păi nici nu știu dacă e neapărat. Mă duc la sală. Dar nu-mi dau seama dacă e o pasiune, dacă îmi place. Am un an de zile de mers constant la sală. Ce s-a postat? De câte ori pe săptămână? De 3-4 ori pe săptămână. Bine, am avut săptămâni în care m-am dus o dată, de două ori, dar așa da, acolo. Nu există săptămână să nu te duci, nu? Dacă sunt acum săptămâna asta plecată, nu mă duc. Păi nu te duci în București, adică sunt așa aici. Păi da, dar am venit cu un bagaj mic cu avionul, nu mi-am putut pune și echipament cu mine. Ah, ok. Înțelegi? Și oricum, dar aici fac pași, deci Bun. Mă plimb extraordinar de mult ca să compensez. Și aia zic că nu pot să-mi dau seama dacă e o pasiune sau nu. Știi? Fac asta constant. Fac asta de un an jumate ca imediat. Ca să înțelegi dacă e adicție sau nu, stai 3 săptămâni fără să te duci la sală. Și vezi cum te simți. Dacă ceva din tine îți spune trebuie să mă duc la sală. Îmi lipsește. Atunci este. Păi da, dar ai zis adicție, nu ai zis pasiune. Păi nu e același lucru. Adicție este o pasiune dusă în extrem. E pasiune. Păi da, dar mie îmi dă conotație negativă. Este tot o pasiune.
Adicția e ceva ce îți place, dar îți place atât de mult. Și nu contează dacă e ceva negativ sau pozitiv pentru tine. Da. Ah, ok, na, fair enough, da. Da. Păi eu urăsc fiecare clipă când ești la sală. Efectiv, urăsc fiecare moment. E greu. E al naibii de greu. Dar după aia? Da, după aia, păi, uite că am fost și astăzi. Am reușit să ridic 70 de kg la presă. Mai zine o pasiune și atât. Mai zine o pasiune și atât, Dumnezeule, dar de unde? Atâta pasiune a oamenii nu vine. Nu știu, eu zic doar trăiți, se pare vreo trăi. Păi este cititul, este scrisul, e pâinea, e sala, ți-am zis patru, dar îți mai zic una. Îmi plac oamenii. Pasiunea pentru oameni. Îmi plac poveștile oamenilor. Îmi place când oamenii îmi spun despre lucrurile care îi pasionează, pentru că atunci când vorbesc despre lucrurile care îi pasionează, despre lucrurile pe care le iubesc cu adevărat, atunci au o sclipire în ochi. O sclipire pe care nu o vezi în niciun alt moment. Doar atunci când vorbesc despre ceea ce iubesc. O întrebare din public îmi dai voie să pun? Da. Știi vreun banc cu roșcate? Vreun banc cu roșcate? De la cine ai primit din public? Cum adică din public? Păi nu, am arătat poza ta. Și pur și simplu niște oameni care nu te cunosc. A, care nu mă cunosc. Ce puteau să vadă o roșcată? Nu știu banc cu roșcate, din păcate. Știu multe bancuri, dar nu cu roșcate. Bancul tău preferat atunci? Bancul meu preferat? Zine cu ardelen totuși, că ești ardeleancă. Vrei să-l zic și cu accent? Evident, okay. Evident. Ok, stai să văd dacă reușesc. Ar trebui să o sun un pic să sun un pic pe mama să vorbesc cu ea ca să preiau accentul. Cred că ți l-am zis acum. Nu contează, trebuie să-l audă. Bun. Deci, bancul meu preferat, cu toată lumea îl cunoaște pe Vasile. Într-o zi, Vasile și Gheorghe mergeau pe stradă. La un moment dat, mă chinui să vorbesc cu accentul, nu prea iese. La un moment dat, trece o coloană oficială și oprește în dreptul lor, se coboară geamul și era Ciolacu, acum prim-ministru. Da. Așa. Era Ciolacu și zice: salut, Vasile. Gheorghe, stupefiat. Dar bine, mă, Vasile, de unde te cunoaște pe tine premierul României? Și zice Vasile: pe mine mă cunoaște toată lumea. Ei, te cunoaște pe tine toată lumea. În altă zi, tot așa merg ei pe stradă și iar trece o coloană oficială mai mare, cu limuzină și mai mare, oprește în dreptul lor, coboară geamul, Iohannis: salut, Vasile, bună ziua, domnul președinte. Pleacă, iar Gheorghe stupefiat: bine, mă, Vasile, dar de unde te cunoaște pe tine președintele României, Iohannis, te-a oprit și te-a salutat? Păi, mă, Gheorghe, ți-am zis că pe mine mă cunoaște toată lumea. Da, te cunoaște toată lumea. Și papa de la Roma, și papa de la Roma. Nu te cred. Nu e nicio problemă că mergem până la Vatican și îți demonstrez că mă cunoaște. Se urcă ei frumos în avion, merg la Vatican și îi zice Vasile lui Gheorghe: băi, nu poți să vii cu mine din motive de securitate, dar ieșim eu și papa pe balcon și ne îmbrățișăm și vezi atunci că ne cunoaștem. Și se adună mulțime, evident, acolo în piață, foarte multă lume, și ies Vasile și papa pe balcon, se îmbrățișează, Gheorghe leșină. Vasile îl vede, fuge repede prin mulțime, îi dă două palme, aruncă cu niște apă pe față și zice: ce ai pățit, mă, Gheorghe, așa surprins ai fost că eu și papa ne cunoaștem sau că mă cunoaște papa? Și zice Gheorghe: nu m-a surprins așa tare. Dar am auzit de doi chinezi care au întrebat cine e ăla care îl îmbrățișează pe Vasile. Super, super. Da, este bancul meu preferat. Este bancul tău preferat. Da, este bancul meu preferat. Dar uite că o să mă interesez de un banc cu roșcate. O să-l scrii în comentarii. Bine, perfect. Bun. Crezi în zodii? Cred în zodii. E, vorba vine. Cred în caracteristicile zodiilor. Zine caracteristicile zodiei tale. Este cea mai mișto zodie. Da, este cea mai mișto zodie, într-adevăr. Împărțim aceea zodie. Da. Săgetătorii, prin esență, sunt persoane care iubesc aventurile, le place să călătorească, sunt persoane artistice, sunt persoane care ies de cele mai multe ori în evidență, sunt persoane care vorbesc mult. Și iată-ne. Cred că e cea mai lungă interviu. Da? Da. Păi. Ce întrebare am ratat eu?
Ce întrebare ai ratat tu? Trebuie să-ți pun întrebare acum. Eu să-mi pun o întrebare. Să și răspund la ea. Și să și răspund la ea. Am un pic de gândire. Câteva momente de gândire. Ce aș fi făcut dacă nu aș fi scris? Și ce ai fi făcut? Bună întrebare. E foarte bună. Păi, dacă n-aș fi fost pe latura asta artistică sau așa, pe cuvântul meu, că m-aș fi făcut programator sau inginer sau ceva. Perfect. Bun. Deci toți programatorii sunt oameni care dau rulea pe scrisul și dau ce să facă și da. Păi nu știu. Aia m-aș fi dus eu. Se putea așa altceva. Eu n-aș fi vrut să fiu biolog marin, spre exemplu. Profesoară ți-ai dorit să fii vreodată? Nu. Dar vei fi? Nu. Ba da. Acum. Așa. Vei da note. A, note la ce? La interviu? În primul rând îți vei da notă ție, pentru prestația de astăzi. Mie să-mi dau notă astăzi, o să-mi dau un 8.75. Stai, cum ai ajuns la 8.75? 8.75 pentru că mi se pare că am vorbit ok, am fost un pic obraznică că n-am vrut să-ți răspund la întrebare și uite că nu mi-a ieșit accentul chiar așa acum cu bang. Deci 8.75, e bine. Da. Sper că nu vrei să vii la murire la toamnă. A, nu, să rămână. Pentru mine? Că ai intervievator? Pentru tine, dar chiar aia povesteam că mă duc la un podcast și așa și am zis că eu sunt entuziasmată și știu că o să fie fain podcastul cu tine pentru că tu tot timpul pui întrebări bune și întrebări altfel. Pentru că mi se iau des interviuri, mă rog, nu așa des ca mai de mult, dar mi se luau des interviuri și erau aceleași întrebări repetitive și întrebări care cumva nu duceau și nu ajutau cititorul sau privitorul să mă vadă pe mine. Și pur și simplu o variantă a mea, sau na, o variantă de scriitoare. Că deci, pe asta, ce notă? Asta. O să îți dau 9.25 pentru că am discutat înainte că aș dori să nu intrăm în detalii tehnice și m-ai întrebat definiția influencerului și pentru mine a fost la categoria tehnică. Da, vezi că asta înseamnă că la toamnă vin la mărire. Pentru tine? Evident. Păi eu vreau 10. Am înțeles, ok, bine. Și pentru podcast la modul general? Pentru podcast la modul general o să dau 9.50 pentru că tot timpul e loc de mai bine și cum era că 10 e pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, da. Bun, ai văzut un alt episod al podcastului? M-am uitat, am ascultat așa pe fundal cu episodul cu Emilia Toma, care e o drăguță și mi-e foarte dragă și abia aștept să o cunosc. Asta chiar ar trebui să-i scriu dacă tot sunt aici. Nu m-am gândit. Și mi-ai mai trimis tu cu PR-ul de la Teatrul Evreiesc. Cu Ana Monica Nae. Cu Ana, da. Așa. Acolo vă merge acum. Da, aștept cu nerăbdare. Cam atât despre Bianca Tămaș, cred că au trecut 2 ore. Dar ca de obicei îi voi lăsa ei ultimul cuvânt. Ea va trebui să spună într-o singură propoziție de ce trebuie să vă uitați la acest episod. Și să transmit și un mesaj urmăritorilor. Ok, și asta o să apară la început, că altfel n-are sens. Păi atunci n-are sens, că s-a uitat dacă a ajuns până aici. Vei vedea. Ah, ok, în regulă. Bine, deci tot acolo trebuie să mă uit ca să transmit. De ce să se uite oamenii la acest podcast? Pentru că eu consider că a fost distractiv și sunt șanse să stârnească niște zâmbete și pentru asta merită să se uite sau măcar să asculte în mașină sau în timp ce fac curățenie sau în timp ce fac orice altă activitate și vor să audă ceva pe fundal și ce mai să zic? Să transmit un mesaj. Să transmit un mesaj, da. Citiți pentru că cititul face lumea mai bună. Asta va fi și titlul. Mulțumesc frumos! Super. Mulțumesc!